Oh, sei Marius, dai. Bună, Iuliana, Zohar. Bună, Marius, da. Carta Continuăm Splendorii, cu cele șapte pământuri, nu? cele 7 pământuri. Pe acest pământ sunt lumini și constelațiile sunt vizibile. De asemenea, sunt și zile. Oamenii care îl locuiesc sunt înalți, căci ei sunt născuți din Adam. În timpul celor 30 de ani pe care i-a petrecut cu demonii, femelă. Acești oameni sunt totdeauna triști și lipsiți de orice bucurie. Ei pleacă uneori de pe pământul lor și sosesc în zbor pe al nostru, unde fac fapte rele. Întorși pe pământul lor se roagă și redevin ceea ce erau mai înainte. Ei cultivă pământul și mănâncă. Nu există grâu și nici vreunul din cele 7 specii de grâu. Pe acest pământ s-au născut Cain și Abel. Când Cain a păcătuit, cel prea sfânt, binecuvântat fie numele său, l-a alungat de pe acest pământ numit Adama, așa cum stă scris. M-ai alungat azi de pe pământ, Adama. Cain rătăcea atunci pe pământ și se temea tot timpul de sabia care se învârtește. Până în ziua când, după ce s-a căit, cel prea sfânt binecuvântat fie el, l-a urcat pe Arca, unde a conceput urmașii. Pe pământul Arca se răspândește lumina soarelui, se seamănă și se plantează copaci, dar nu se găsește grâu și niciuna din speciile de grâu. Toți cei care locuiesc pe Arca sunt descendenții lui Cain. Ei au capete și printre ei sunt unii indivizi înalți, alții scunzi, dar sunt lipsiți de bunul simț al oamenilor de pe pământul nostru. Uneori ei sunt demni și merg pe calea binelui, alteori fac numai rele. Fac copii și mor ca și ceilalți oameni. Adam a locuit pe pământul Adama până în ziua în care l-a zămislit pe Set. În acea clipă s-a ridicat 4 trepte și a fost plasat în lumea numită Tebel, care este pământul superior. Infernul se află pe pământul Ghe. Revoltații care construiau un turn pentru a urca în cer, ca și toți cei care îl iritau pe regele suprem, au fost surghiuniți pe pământul Ghe, Neschia și Tizia. Acești vinovați s-au înmulțit pe aceste pământuri și au dat naștere oamenilor care le locuiesc. În aceste regiuni se află mari bogății. Aurul și pietrele prețioase abundă. Oamenii avizi de bani sosesc uneori de pe Tebel. Locuitorii de aici le dau bogății, dar noi veniți devin imediat amnezit și nu mai știu de unde au sosit. Pământul Ghe formează centrul celor 7 regiuni. El este numit Geben Binam, Infern. Locuitorii acestui pământ sunt toți magicieni și înțelepți. Ei seamănă și plantează copaci, dar nu au nici grâu și nici vreuna din speciile lui. Locuitorii pământului Neschia sunt toți pitici, sunt lipsiți de nas și nu au decât 2 orificii în craniu prin care respiră și uită tot ceea ce fac. De aici numele regiunii Neschia, uitare. Aici se seamănă și se plantează copaci, dar nu există grâu și nici vreuna din speciile lui. Așa cum arată numele regiunii, Tizia este aridă. Locuitorii acestei regiuni au chipuri frumoase și caută mereu izvoare cu apă. Au mai multă credință decât ceilalți oameni. Pe acest pământ se află construcții frumoase și bogății mari. Nu se seamănă decât foarte puțin. Din cauza aridității solului și copacii care sunt plantați aici nu se prinde loc. Astfel, în fiecare din cele 7 regiuni nu se mănâncă pâine, cu excepția pământului nostru numit Tebel, superior celorlalte, așa cum stă scris, și el va judeca lumea, Tebel, cu dreptate. Pământul nostru are varietatea celorlalte 6 regiuni, de aceea el poartă și numele lor, căci pământul nostru e și el împărțit în zone, ai căror locuitori se disting prin chipurile lor, așa cum stă scris. Mărețe sunt lucrările tale, Doamne, tu ai făcut toate lucrurile cu înțelepciune. Pământul este umplut cu toate bunătățile. N-am spus. Cele 2 infernuri și cele 2 paradisuri. Rabbi Isaac a spus, așa cum cel prea sfânt binecuvântat fie numele său, a creat un paradis terestru, tot așa a creat și un infern terestru. O clipă. Așa cum, da? Deci, sus a zis, mărețe sunt lucrările tale, deci asta înseamnă că tot ce face lui este măreț, Sigur. inclusiv binele și rău. Tu ai făcut toate lucrurile cu înțelepciune, deci când el dă răul, îl dă cu Da. înțelepciune. Da. Da? Și pământul este umplut cu toate bunătățile. Deci și răul este o bunătate. Da. Este un bine. Excepțional. Dar bine că fără explicația asta pe care am dat-o noi acum,
nu, nu se ia altfel lucrurile. Și Da. apoi zice, tot așa a creat și un infern terestru, da? Deci infernul, să zicem, imperiul răului, da? Este Da, creat tot da. de el și e creat continuu. Așa cum a creat un paradis ceresc, tot așa a creat și un infern ceresc. Mai departe. Se referă la iadul întâi și iadul doi. Știm că există, dar nu cumva mă gândeam aici, nu cumva se referă și la faptul că în funcție de cum ne manifestăm noi aici pe pământ, cum ai zis și tu în alte dăți, putem trăi în paradis sau în infern? Sigur că da. Da. Cum suntem noi acum? Hai să vedem, poate ne spune asta. Da. Știm că există un paradis terestru din cuvintele Scripturii și Elohim a așezat de la început o grădină în Eden. Știm că există un infern terestru din cuvintele Scripturii, acest pământ de mizerie și tenebre, locuit de umbra morții, unde totul este dezordine și permanentă oroare. Știm că există un paradis ceresc din cuvintele Scripturii. Sufletul tău prețios, Domnului tău Dumnezeu, va fi din numărul celor vii care fac parte din oștirea sa. Și în altă parte stă scris, și Spiritul se întoarce la Dumnezeul care i l-a dat. În sfârșit, știm că este un infern sus din cuvintele Scripturii, dar sufletul dușmanilor tăi va fi agitat și aruncat departe ca o piatră aruncată de o praștie. Cele șapte palate ale demonului. Primul palat al demonului este așezat spre tenebre. Tenebrele pătrund fumul pe care îl împrăștie focul și astfel ele se colorează în trei culori. Aceste culori se subdivid în multe altele. A doua culoare coboară în jos și excită oamenii la mânie. Principiul femelă al demonului se consacră acestei funcții. Culoarea focului coboară și în această lume și împinge oamenii la crime și acte sângeroase. Tot principiul feminin al demonului este însărcinat cu această funcție, cu excepția sângelui vărsat în războaie, căci acesta este sarcina principiului masculin. Culoarea neagră coboară în această lume și se atașează răniților, bolnavilor, prizonierilor, crucificaților și sugrumaților. Interesant că zice că principiul feminin al demonului. Da. Dar este și un principiu masculin. Deci și demonul și Dumnezeu au ambele principii. Da, și bărbatul și femeia au, pot să aibă demoni. Da. A A doua doua treaptă treaptă. a Imperiului Demonului este cea care emană din tenebre și se răspândește în această lume, sub culori diferite. Această treaptă se subdivide în 300 de categorii diferite, dar care se înlănțuiesc între ele. De pe această treaptă ies toate spiritele rele care parcurg lumea și pedepsesc public faptele rele comise în secret. În secret. Categoriile diverse în care este subîmpărțită treapta a doua sunt de asemenea împărțite în trei grupuri. Grupe. Prima grupă nu bântuie decât în anumite epoci. Numele său este Ebra, mânie. Mânia nu încetează niciodată, excepție făcând ceasul în care Israelul oferă în lumea aceasta sacrificii. A doua grupă are numele Zaam, iritare. Ea copleșește lumea cu toate necazurile și adversitățile. Când Adam s-a consacrat în paradis serviciului stăpânului său, Samuel a coborât pe spatele șarpelui cel rău pentru a-l seduce. Dar cum elogvența sa poate seduce mai bine femeia, pentru că emană din principiul feminin, el a sedus-o pe Eva. A treia grupă e cea mai puternică, poartă numele de țare, necaz, căci ea aduce printre oameni necazurile, grijile, tulburările și neliniștile. Când aceste trei grupe se unesc împreună, iau numele colectiv de misiune a răilor mesageri. Deci, de fapt, am mai citit noi ieri Da. că cuvintele sunt duhuri. Da. Deci, asta înseamnă că cuvintele negative, acuzatoare, critice, nemulțumiri, toate astea, sunt, de fapt, duhuri întunecate. Deci, Da. noi ar trebui să fim atenți să nu le folosim, pentru că, în momentul în care le pronunțăm, în clipa respectivă, ele pornesc și un mecanism de împlinire și Da. de materializare a lor. Se materializează. Deci noi ne plângem că nu avem o viață fericită, dar gândim acuzator, critic. Păi Da. acuzațiile alea vin din față după aceea și te lovesc. Prin oameni, Da. prin situații. Pentru că noi nu ne închipuim că noi creăm realitate. Dacă am ști,
Dacă am ști că interiorul determină exteriorul, am fi foarte precauți. Da. Lumea ar fi altfel. N-ar mai exista bombe, n-ar mai exista boli, n-ar exista preoți, n-ar exista biserici, n-ar Da. exista avocați, n-ar exista medici, nimeni. Iluminatii, Clubul Bilderberg, nimic n-ar exista. Stăpânii n-ar exista. Pentru că ca să existe, trebuie să consider că exteriorul trebuie să te vindece pe tine. Și mișcarea a fost făcută în Noul Testament, foarte subtil. Când a spus Iisus, voi toți sunteți răi, l-a acuzat pe Dumnezeu, soarele de iubire, că este rău. Și nu se poate. Adică a pus cauzele lucrurilor în afară. Și vin eu și zice el acolo și am pregătit 70 de vindecători să vă vindece pe voi. Adică de ce? Deci a Da. pus cauze în afară și atunci noi așteptăm ca este eu fericirile să le vină din afară, vindecarea să ne vină din afară, când totul depinde Da. de tine și trebuie să te oprești din critică. Pe când a spus voi toți sunteți răi, practic ne-a programat pe toți, pentru că noi așa am fost programați să vedem tot rău în afară. Toată lumea e vinovată, numai noi nu Da, eram. exact. Da. Și toată structura, tot modul de a judeca și de a gândi Da. se bazează pe principiul că este eu determin interior. Da. Incredibil. Și la noi, în școala iubirii, suntem și cădem pe sistemul acesta. Da. Că dacă noi am considerat că totul pornește din noi, eu nu mai mă pot certa cu nimeni. S-a terminat. Da, A, da. asta înseamnă că îl văd pe Dumnezeu peste tot. Deci dacă totul pornește de mine, eu neacuzând exterior, înseamnă că exteriorul, fiind sub comandă de sus, înseamnă că Dumnezeu se manifestă prin tot ceea ce vine din față. Deci este Da. peste tot. Atât trebuie să înțelegi. Să te oprești, să acuzi lumea, oamenii, situații de viață, să vrei să corectezi, să vrei să schimbi, să vrei să contrazici, n-ai pe cine să contrazice. Dumnezeu acolo care joacă un rol pe care El și l-a ales. Nu se poate face absolut nimic peste El. Și dacă tu înțelegi că exteriorul este oglinda ta, atunci schimbi la tine lucruri pe care le absolutizezi și atunci exteriorul se diluează automat pentru că nu Da. mai are ce să lovească la tine. Asta este singura modalitate de a supraviețui. Da? Da, Dar da. noi nu credem ce forță imensă au gândurile acestea acuzatoare, critice, de nemulțumire. Că uite, zice, de necaz, de mânie, Iritare, mânie, iritare, da. da. Toate toate gândurile acestea produc realitate. Trebuie să ne păzim, trebuie să se repete cumva. Ar fi trebuit să se Da. învețe la școală chestia acestea. Că produc realitate, după care le dă puterea ăstora, stăpânii la lume, ei și creează. Ei sunt creați în virtutea principiului acesta diavolesc. Că exteriorul determină interior. Când am făcut mișcarea lentă, a pornit din mine o stare de fericire care nu, dacă îmi dădeai toată bogăția lumii, eu o refuzam. N-aveam nevoie de nimic. Deci nu se poate. Deci fericirea aceea este natura ta, simți că e natura ta și că nimeni nu ți-o poate lua niciodată. Pe atunci ce am eu nevoie să-mi dea ceva din afară? Și este de fapt sufletul nostru, al fiecăruia, așa cum suntem. Dar pentru că noi nu-l activăm și nu facem nimic pentru suflet, de ce nu facem nimic? Pentru că ar însemna să facem sacrificiu de sine și nu ne convine. Da. Atunci noi nu-l atingem. Iar sufletul nu se rănește cu nimic din plăcerile acestea. Degeaba, cafea, băutură, țigări, sex, sufletul nu are nevoie de așa ceva. Da? El se înalță numai spre exemplu, am spus, când se aduc foarte multe dovezi de dragoste, atunci această energie sexuală poate fi folosită pentru înălțare. Și atunci se poate întâmpla împreunarea celor doi, dar este sensul ei spre urcare, rănește sufletul. De ce? Că vine în urma foarte multor dovezi de dragoste. Da. Asta se întâmplă. Hai să vedem mai departe. A patra treaptă iese din culoarea focului și poartă numele de treapta mijlocie. Aici seamănă, căci seamănă cu trunchiul corpului omenesc, care este așezat între cele două brațe. Această treaptă incită oamenii la vărsare de sânge, la lipsa de credință și tăgăduirea dreptății. A cincea treaptă este subîmpărțită în cele două. În alte două, una de partea dreaptă, cealaltă de partea stângă. Ele poartă numele de coapsă. Ele incită oamenii la alerga după faptele rele. Vai de cel care nu are destule fapte bune și ai cărui strămoși nu au destule merite pentru a fi la adăpost de neîncetatele atacuri ale demonilor. La o clipă. Da.
Să știi că și faptele rele care vin din față reflectă ceva din noi și ele de fapt sunt bune pentru că îți distrug ego-ul și salvează viața. Deci tot ceea ce noi punem cu ego-ul nostru, cu diavolul din noi, punem o etichetă negativă că ar fi rău, noi punem eticheta lui Dumnezeu că ar fi rău, că el vine numai sub formă negativă, pentru că noi absolutizăm binele. Dacă nu absolutizăm binele, nu e nevoie să vină niciun rău și nicio neplăcere din față. Deci tot ceea ce zicem noi că e rău, este de fapt un bine. Un bine foarte mare, că îți distruge ego și se încarcă sufletul cu energie. Deci numai necazurile, neplăcerile, durerile încarcă sufletul cu energie subtilă. Deci noi avem nevoie ca lucrurile să nu meargă bine. Din cauza aceasta ar trebui, am spus, benevol, singur, să căutăm să ne facem un model de viață, de comportament, în care să ne autolimităm singuri, ca să nu fim limitați cu forța, ca să facem rost de energia aceea, că acea energie subtilă, care se obține din restrângerea egoului, face spațiu gol și vine Dumnezeu, este o energie de împlinire. Spațiul ăla gol, când vine Divinul și el vine imediat, că nu-l simți, că nu știi, dar vine imediat în tine, simți doar o stare de voioșie, o stare de bucurie interioară, și se umflă pieptul așa, și o stare de împlinire. Din acea materie se fac situațiile de mâine favorabile. Deci, nu că noi cu calitățile noastre putem să rezolvăm probleme, nu. Prezența lui este cea care îți rezolvă probleme. Din cauza asta, spre exemplu, poți să înveți tu toate materiile, să le știi dumnezeiește și când te duci la examen, nu o să știi. Că nu-ți dă voie Dumnezeu, că nu ai energie, ai irosit-o pe plăceri. Din cauza asta, ca să te duci la un examen și să reușești la un examen, trebuie să te înfrânezi cu mult timp înainte, dacă se poate, de la început. Pentru că frânarea aceea îl aduce pe el în tine și prezența lui este cea care, exact cum spunea o doamnă, că m-a întrebat ce să facă că a doua zi urmea să aibă un examen la condus și ea a căzut de 3 ori examenul. Și am zis să te, dacă poți să faci treabă ca să uiți de chestia aceasta, să te decuplezi și în decuplarea aceea să poată să vină Divinul. A venit Divinul și zice, m-am așezat în mașină, nici polițistul nu m-a chinuit pe străzile cele mai ciudate și dificile, iar eu care încurcam picioarele la pedale acolo, nu le-am mai încurcat. Și nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Păi datorită energiei aceea, omul nu crede că el are nevoie de această energie care vine prin înfrânare, dar nu o vezi ca să o poți să știi, o poți doar simți. Este o stare așa de iubire, de îngăduință, de înțelegere, de bunătate, aceea este prezența lui Dumnezeu. Când nu-ți mai este frică de nimic, aceea este prezența lui Dumnezeu. Și cu acea energie poți să împlinești lucruri. Nici măcar creativitate nu poți să ai. Nu poți să-ți vină idei. La examen nu-ți vin, nu poți să rezolvi problemele care le ai acolo la examen. Este foarte important ca omul întotdeauna, tot în viața noastră, și viața, și moartea, și bolile, și reușita copiilor în viață, totul depinde de această energie subtilă. De aceea am zis, bine, hai să zice că mama nu reușește să se strângă, să se restrângă, dar bunica trebuie să facă un sacrificiu ca să-i încarce pe toți care sunt înaintea ei cu energie subtilă, pentru că poate, pentru că știe, pentru că înțelege. E un sacrificiu care se face, dar sacrificiul ăsta îți dă foarte multe bucurii, împliniri. Da? Dar uite, vezi, până și cuvântul ăsta sacrificiu pare cumva în concepția noastră ceva negativ. Dar până la urmă Da. e un lucru extraordinar de bun. Că nu Da. e un sacrificiu ca și când, aoleu, mă răstignesc eu sau nu știu ce fac. Din O contra. jertfă, jertfă. Da. Aoleu, jertfă. Nu, adică e chiar o chestie bună. Supunere, supunere, să fii cârpă. Să fii cârpă. S-a terminat. Păi Solomon nu a fost cârpă până Da. când a venit Dumnezeu. Cum să vină Dumnezeu dacă nu ești cârpă? Da, După mii da. de jertfe de sine, deci cârpă. De mii de ori a fost cârpa tuturor. Asta Da. este secretul. Hai să vedem mai departe. Nu sunt adăpost de atacurile lor decât cei drepți, zeloși, ai căror strămoși au avut mari merite și au fost încercați în permanență de boli. Vezi? Acesta Deci este. ca să poată să fie, ca să aibă merite, ei au trebuit să fie încercați în permanență de boli. Vezi? Asta înseamnă în traducere, bun, ca să nu fii încercat din afară, ai mai bine tu singur să te autolimitezi singur, să te autostresezi, te scoli mai devreme cu o oră, te speli cu apă puțin mai rece, mergi pe jur la servici, mănânci mai puțin
Mereu să găsești, să te gândești cum să fac eu să restrâng materia ca să poată să se transforme în spirit, în suflet. Că fără energia sufletului nu poți să împlinești ceva. El trebuie încărcat. El nu se încarcă cu materii, cu plăceri. Poți să dai tu, poți să bei câtă cafele vrei sau să bei sau Da. să fumezi. Nu se încarcă sufletul, din contră, ia din energia vieții. Da. Pentru că plăcerea de a bea, plăcerea mâncării, spre exemplu, plăcerea unui ciocolate, ți-a luat din suflet, de ciocolata aia te omoară. Ei, stăpânii la lume știu asta, lucrurile astea foarte bine. Da. Da? Deci te duci într-un supermarket și vezi că acolo 80% din toate produsele dintr-un supermarket uriaș, totul este bazat pe plăcere, pe zahăr, pe dulce, pe atracție, pe plăcut. Da? Foarte Da. puține sunt cele care sunt sănătoase și ajută. Deci, numai acele care sunt sănătoase ajută sufletul. Cele care sunt plăcute, ia din suflet. Îți Da. ia, mănâncă sufletul, mănâncă din tine. Tot ce e plăcut, absolut tot, este tot ce se bazează pe dulce, pe carbohidrați, totul îți ia din energia vieții, din suflet. Noi pierdem viață de fiecare dată pe plăceri. Da, și mergeam prin supermarket și îmi dădeam seama și am zis, măi, la toți oamenii ăștia, vedeam lăcomii acolo, la ei, cu coșurile pline, cu cărucioarele pline de produse, tot ce era acolo era pe ba, era dulce. Eu n-am văzut în coșurile lor ceva care să nu fie dulce. Dacă O le fasole, o puneau, fasole, ceva. n-am văzut fasole, n-am văzut nimic. Toate, tot era dulce, știi, tot era pe plăcere, nimic altfel. Păi, uite, eu cred că trebuie vorbit tot mereu cu ego în fel și chip. De exemplu, asta cu spălatul cu apă rece. Da? Nu îi place ego-ului, nu îi place. Dar eu îl întrebam, mă, dacă mergi la mare, îți place? Păi îți place, nu? Și acolo nu ți încălzește nimeni apa din mare. Stai, dârdâi și până la urmă te obișnuiești, chiar îți place. Sigur, dar treptat trebuie să iei. Nu Da, că da. poți la robinet să o potrivești. Treptat, Da. încetul cu încetul, o săptămână, apoi săptămâna din ce în ce mai rece și apoi te obișnuiești și te revigorezi. Da. Pentru că atunci când nu-i dai plăcere și storci corpul, el se transformă în suflet. Da. Deci noi să, asta este metoda de prelungire a vieții. Deci, restrângerea. Că exact ziceau ăia la conferința de oameni de știință, la conferința de gerontologie, de prelungire a vieții. Nu se poate prelungi viața decât prin înfometare. Nu există altă soluție. Deci restrângerea corpului. Numai că ei n-au explicat că nu e suficientă înfometarea de la mâncare. Trebuie restrângerea de peste tot, că se pierde pe mașina frumoasă. Pe banii mai mulți decât ai nevoie se pierd energie. Și apoi, oamenii ăștia care au mai multă energie, pierd mai multă energie, nu pot să urce. Aici e problema lor. Deci, cât de frumoasă e casa, cât de frumoasă e mașina, nu vor putea să urce, că n-au. Trebuie să aibă putere de restrângere ca să ai forța ascensională. Adică, exact cum spunea îngerul meu, uite-te la ei, toată lumea aceasta merge într-o direcție totală opusă scopului pentru care au fost ei trimiși pe pământ, deci scopul nu e aduna. Iar ea din iadul 2, deci o mărturie pe care o aduc din iadul 2, este că toți aveau regret că au fost pe pământ, asta mi-a transmis mie. Au fost pe pământ, puteau să dăruiască, dar și s-au ocupat cu adunatul. Adunatul ăsta este pericolul de pe lume, care pare nevinovat, nu? Ni se pare Da. normal. Fiecare adună cât mai mult bine, păi ăstea sunt nenorocire. Și dacă te uiți în istorie, nu rămâne piatră de piatră. Dacă, spre exemplu, în Pompei, în istoria antică, eu am vizitat acolo orașul Pompei și casele patricienilor. Și spunea ghidul, uitați-vă, aici erau plin de lucruri de frumoase. Unul n-a rămas. Da. Unul. Deci noi strângem ca să pierdem. Nimic nu rămâne în picioare. Generațiile următoare distrug tot. Nimic nu rămâne. Da? Și de pe urma noastră. Deci când părinții au plecat, tot ce au agonisat, zero. S-a dus la gunoi tot. Așa se va întâmpla și după noi. Deci noi muncim degeaba pentru nimic. Dar știi, mi-aduc aminte de niște programe, mi-aduc aminte de bunicul meu. Deci, cred că așa erau mulți pe vremea aia. Deci, orice, primea un pachet, orice sforicică de la pachetul ăla, o recicla și o ținea, poate îmi trebuie la ceva.
Dacă mergea pe stradă și găsea o șurubelniță, un șurub ceva, îl lua în buzunar, poate întrebe la ceva. Deci așa era, nimic nu se arunca. Dai seama din ce programe venim, din Exact, ce da. programe au fost transmise cu Și nimic adunatul nu ăsta. este util pentru cei care vin. Nu Da, da, mai folosim. da. Și uite ce zice mai departe, ia citește. Acesta este sensul cuvintelor și Domnul vrând să-l păstreze pur, l-a îmbolnăvit. Hai Wow, să ce mai bine, zice? ce frumos e. Hai să N-aș fi crezut dacă mă... Acum 5 ani să spun chestia asta, că e faină. Da. faci Și clar. afiș din ea. Da. Da. Și clar. Păi de ce? Deci îmbolnăvirea înseamnă purificare. Da. Și orice Da. greutate din viață, orice neplăcere din viața noastră este înălțare. Noi avem nevoie de înfrânare și de pierderi ca de aer. Pierderea trebuie să fie mai mare decât câștigul zilnic. Deci Da. zilnic, dacă tu pierzi mai mult plăcerile și avantajele tale și mereu cedezi ce este mai bun celorlalți, ai să vezi că tu, de fapt, la sfârșitul zilei, te-ai încărcat cu energie subtilă și ziua următoare va fi minunată, că vei consuma din ziua trecută energie. Deci toată bătălia în lumea asta se dă pe energie. Și acum la fel, stăpânii la lume ce fac? Ei se bat pe energia noastră. În momentul în care noi ne ducem și o cedăm pe plăcerile vieții, noi cedăm energie și o cedăm în spațiul acesta cosmic, o cedăm în afară. Deci Da. cedăm sufletul nostru și îi alimentăm pe el, cedăm în afară și ei se încarcă cu energia aceasta noastră, că au făcut și niște captatoare de energie. Da. Da? Și cedăm energia vieții. Deci de-aia ei întotdeauna se concentrează să-ți dea cât mai multă materie, cât mai multe plăceri, știi? Și omul crede că ăsta este sensul vieții lui, că pentru asta a venit să trăiască aici. Și nu Da. este adevărat. Noi am venit aici să urcăm dincolo și nu poți să urci decât dacă în mijlocul atracțiilor vieții nu le vrei. Deci prin nurile acelea, la plăcerile vieții, la frumusețile vieții, ăla te încarcă. Deci este o forță extraordinară. Când ai zis, nu te-ai încă, ai deschis poarta ceului și vine energie subtilă și se încarcă sufletul cu energie. Altfel nu. Dacă tot timpul omul își face plăceri de dimineața până seara, cu cafea, cu țigări, cu discuții, se pierde viața, așa. Și după care se miră că eu nu mă pot căsători, eu nu pot să fac copii, este ceartă în familie, copiii nu învață, nu pot să fac o afacere, lucrurile nu merg bine, din cauza asta nu mă promovează la servici, salariul meu este mic, din cauza asta că n-ai energie. Deci, cu cât omul se înfrânează mai mult, să vezi ce se întâmplă. Dumnezeu îi oferă diferite situații în care poate să îl ducă în alt serviciu, unde să Da. fie mai bine plătit. Păi din cauza, din energia din tine te-a dus acolo. Din energia din tine relația este bună și funcționează frumos. Dacă tu nu ai restrângere, n-ai cum să funcționeze. Pentru Da. că este eu. Când se ridică eu-ul, eu-ul acesta nebunește. Eu ăsta se ocupă numai de el și el doar consumă din energia vieții. Dacă când omul consumă fericirile exterioare, el pierde de fapt viața, pentru că orice își asociază din afară, o mașină frumoasă, mai mulți bani, el și asociază și îl dă persoană, cum să zic eu, corpului său. Dar corpul nu se hrănește cu o mașină frumoasă, sufletul nu are nevoie de mașină frumoasă. Da, Și da. atunci ce face? Mașina frumoasă îi ia din energia vieții. Și un om ar ciocolata, mai mult decât ai nevoie, îți ia viața. Deci este doar un rimte, să fii atent să nu cheltuiești energia cu care ai venit pe pământ. Este o energie fixă, 130, 150, 200 de ani, nu știu, pe care ne-o dă Dumnezeu și noi irosim din ea pe plăcerile vieții. Atâta facem noi. Și nu mai punem nimic la loc. Asta este problema. Că prin Da. restrângere și dăruire tu pui la loc. Deci omul voia să trăiască mai mult, dar nu poți să trăiești dacă nu pui la loc. Deci mereu restrângerea, pierderea trebuie să fie mai mare, deci pierderea avantajelor tale trebuie să fie mai mare decât satisfacerea binelui tău. Deci să vrei să pierzi, să nu vrei să câștigi. Și îți trebuie sacrificiu. Și sacrificiul ăsta îl poți cunoaște foarte bine de la masă, de la mâncat. Deci Da. când mănânci, să mănânci puțin, da? Cât mai apropiat de natură, cât mai brut și fără gust și o dată pe zi, dacă se poate, sau de 2 ori pe zi. Deci cât mai puțin restrânge aceasta, consumă din interior toate rezidurile respective, îți curăță organismul, ți-l purifică, ca să te bolnăvește Dumnezeu. Deci ai văzut ce zice, ca să te purific, trebuie să te bolnăvesc. Da. Se zice clar aici.
În adevăr, boala păstrează omul în puritate, punându-l adăpost de atacurile demonului. Da, Subliniază. Și da, fă ia pe și din asta. da. Uite, la Deci... asta, când spuneai tu adineaori, mă gândeam că am mai vorbit noi despre asta. Aici intră și disfuncțiile astea erectile acum care se întâmplă la foarte mulți bărbați și care apoi se duc să-și caute remedii. Că ei vor, fiind acolo un consum atât de mare de energie, de-aia Dumnezeu s-a întâmplat să le dea acest lucru, tocmai ca să țină în viață. Exact, ea țin ca să nu le moare sufletul. Să nu Și ei nu moară, știu da. asta. Păi, tu că prea multe plăceri au irosit, pe prea multe Da, plăceri, da, și da. problema este că noi nu știm, noi avem impresia că noi pierdem numai se pierde numai pe sex. Da, Exagerare de da. sex. Nu, nu numai. Se pierde prin orice plăcere. Prin cafea, prin țigări, prin mâncat, prin Da. mașina frumoasă, prin bani, prin orice, prin Da. călătorii, Da. da? Prin distracții, prin plimbări, prin cofetărie, prin restaurante, se pierde prin îmbrăcăminte, prin machiaj, Da, prin da, făcut da. părul, deci prin absolut orice se pierde energie subtilă. De-aia există o sumă, se însumează și Dumnezeu zice, păi ai pierdut energie ca fraierul, acum trebuie să te oprești pe o boală. Da. Înțelegi? Cine te-a pus? Și bărbatul se duce, se luptă să câștige cât mai bun și Dumnezeu, cât mai mulți bani. Și Dumnezeu zice, păi, la ce trebuie mai mulți bani? Uite că trebuie să-ți iau viața. Trebuie să te opresc. Ai pierdut viața. Deci faptul că el ne omoară, cum a zis mai sus, nu? Păi te Da. omoară că trebuie să te omoare. Că altfel, nu știu unde am citit noi Ne aici. îmbolnăvește, n-a zis că ne omoară, a zis că ne Păi îmbolnăvește. totul ne. Da. Să-l păstreze pur. Și să ne pună la adăpost de atacurile demonului. Da. Deci, Da. noi suntem salvați când apar necazurile, nefericirile, este de fapt soluția divină, medicamentul divin care ne purifică sufletul și ne salvează viața. Deci, noi Da. avem nevoie de nefericiri ca de aer. Uite-te și tu, spre exemplu, toată cultura noastră, oamenii se duc la psiholog, se duc la medic, se duc la preot, se duc la avocat, peste tot se duc spre un mai mare bine. Că uite că sunt în situația asta, am dramele acestea, asta e trauma pe care o am și să vindece trauma. Care că trauma este chiar vindecarea? Necazul Da. acela, păi zice Dumnezeu, eu ți-am dat necazul și ca să te purific. Este ca și când te duce la psiholog și îi zici psihologului, eu nu vreau să fiu purificat. Păi Nu înseamnă vreau că să vrei mă să mori. vindec. Da, Da. nu vreau. Înlătură-mi dramele acestea, salvează, se duce la preot, preotul îi dă canon. Ca să ce? Păi nu se uită oamenii la principiul care este acolo. Deci preotul îți dă canon ca să-ți fie mai bine. Cui să-ți fie mai bine? Diavolului. Păi tu nu ești diavol, ești sufletul care nu vrea mai bine. Vezi ce greșeli de logică Da. extraordinare. Și dacă vorbești cu ei, vorbesc cu o răutate incredibilă, se supără, se înfurie și nu știu ce să-ți facă ca să-ți facă mai mult rău. Păi ea sunt diavoli. Omul care trântește, bufnește și respinge aceste lucruri, această înțelegere este deja diavol, pentru că numai diavolul reacționează, se luptă, se apără. Deci oamenii se duc la preot cu diavolul. Da. Și ce vor? Te rog frumos să-l salvezi pe diavol să nu suferă atâta că are traume, că are drame personale. La preot, se duce la psiholog, se duce la politic, nu știu, la avocat. Peste tot se duc cu diavolul. De mână. Deci nu este normal, este o lume bolnavă, gândește invers, am fost păcăliți cu toții, am fost înșelați, e vrăjitorie, suntem vrăjiți. Omul ăsta care zice că este credincios, nu-i deloc credincios. La care credință? Se închină la cine? La niște bunuri simbolice, niște virtuții, niște idealuri care le mănunchează Salvatorul respectiv? Păi tu te închini la diavol, că este ceva mai sus. E după definiția lor. Vechiul Testament se bazează numai pe idolatrie. Să nu vă faceți chip cioplit, să nu vă faceți idol, că vi distrug. Să nu pui ceva Da. mai sus decât mine, că nu există ceva mai sus. Eu sunt singur mântuitor. Deci la mine trebuie să vii. Și cum vii la el? Foarte simplu. Când te restrângi, te duci pe el. Când te apropii de materie, te îndepărtezi de el. De aceea vine suferința și vine, zice că trebuie să te purifici pentru că cu o boală, pentru că te-ai depărtat de mine. Da, și zice clar în Vechiul Testament, pentru că m-ați părăsit, vă blestem. Deci noi intrăm în blestem. Noi când ne ducem spre materie mai mult decât avem nevoie, când trebuie să pui restrângerea mai sus. Deci în mijlocul atracțiilor,
vieții, tu trebuie să pui restrângerea. Dar dacă tu absolutizezi restrângerea, te duci izolat în munte și trăiești ca un sicastru. Dacă pui ceva din acesta pe primul plan, atunci trebuie să fii restrâns, pentru că trebuie să pierzi tot ce ai pus tu pe primul plan. Dacă ai pus restrângerea pe primul plan, atunci ai nevoie de lume, de materie. Păi, știi că se întâmplă la anumiți oameni care vor să se ducă să se izoleze, că li se întâmplă lucruri și sunt forțați să plece de acolo, să ducă iar în lume. Nu-i lasă. De Exact. aici vine. Nu-i lasă, pentru că este o exagerare acolo. Când Da. pui prea mult, să zic, smerenia pe primul plan, lăsarea de sine, lepădarea de sine, înfrânarea, chiar înfrânarea, dacă este absolutizată și exagerată, îți vin Da. boli, trebuie să te oprească. Da. Când mai și înnebunești. Deci trebuie un echilibru, calea de mijloc, și nu o spune nimeni asta, este calea de echilibru. Nici prea multă materie, nici prea mult spirit. O cale de mijloc. Este calea corectă, divină. Că în clipa respectivă l-ai blocat pe Dumnezeu, că El se duce în extreme. Când te-ai dus mai mult în stânga, El se duce în dreapta. Și invers. Oamenii trăiesc numai în extreme, ei trăiesc în capete, în capetele balanței. Acolo trăiesc ei. Ei nu trăiesc în mijloc, acolo unde este Dumnezeu. Și mereu sunt strâmbați, strâmbi. Deci, Da. ăla care pune materia pe primul plan e strâmbat și trebuie să piardă materia. Ăla care pune, spre exemplu, smerenia pe primul plan e strâmb. E la fel de strâmb ca cel care pune materia. Deci există orgoliu din materie și orgoliu din spiritualitate. Ambii sunt sancționați. Domnul Simionescu a Da. fost sancționat pe orgoliu de spiritualitate și m-a întrebat cu o zi înainte de a muri lucrul ăsta, unde am greșit eu? Că eu merg de duminică de duminică la biserică. Și mi-a să zic, acolo ai greșit. Acolo ai greșit. Ai pus pe primul plan regulile bisericii și ai început să critici oamenii. Ai pierdut iubire. Deci biserica te-a ajutat să pierzi iubire. N-ai mai putut să iubești oamenii. Ai zis că ăla e țigan, că ăla fumează, că femeia aceea nu știu cum este. Da? Și te-ai luat de ei. Te-ai luat de ei Da. și ai criticat și ai acuzat. Și n-ai mai putut să iubești. Din cauza asta, el avea mereu probleme cu țiganii. Tot timpul era în luptă cu țiganii. Da. Deci țiganul ce era? Nu era Dumnezeu care este țigan acolo? De ce să lupți cu el? Da? Pentru că el avea tot felul de absolutisme acolo și de idol. Țiganii tot timpul îl chinuiau. Puneau muzica foarte tare, puneau manele. Deci nu problema era țiganul, că eu m-am dus la el și i-am spus, păi, nu ne mai acordați atenție, faceți treabă până când uitați în curte. Și mă sună a doua zi și într-adevăr, am făcut cum ai zis tu, m-am apucat să fac treabă și am uitat. Aia cântau în continuare, dar eu nu-i mai auzeam. Zice, în ziua respectivă, când nu i-am mai auzit, s-a închis manele și s-au închis definitiv. Și am zis, păi vedeți, domnul profesor, ați zis că ei sunt răi, da? Și că ați absolutizat liniștea. Și uite, v-a distrus liniștea. Nu poți să absolutizezi nimic. Dacă absolutizezi smerenia, te nenorocește, te pune să nu fii smerit. Te pune pe tine, pentru că Dumnezeu este în noi. Dacă absolutizezi, nu știu, cum era cu Padre Pio, cu femeile, s-a închis acolo în chilie cu trei încuietoși și când a deschis chilia, era o femeie acolo. Și ea și zis, crezi că nu sunt adevărată? Pune mâna pe mine și era caldă și era adevărat. Deci Da, noi ne da. jucăm cu diavolul. Este o realitate. Ne luăm la trântă cu el, Și habar diavolul n-avem. ce este? Este ceea ce el a pus pe primul plan. Diavolul nu era la Da. femeie. Diavolul era la norma aceea religioasă, la dogma religioasă, la castitatea aceea pe care el o Activitate. apăra, că a devenit intransigent, critic și nu mai a putut să iubească femeile și să le Da. accepte. Da? Acolo. Din cauza asta vine diavolul și ca să-l corecteze. Deci diavolul este corector. Diavolul, plăcerea e corectoare, păcatul e corector. Ne avem nevoie, când omul absolutizează nemâncatul, va fi tras spre mâncat, spre a Da, mânca, normal. spre plăcere. Când zice că este rău să fumezi, nu va putea să reziste să nu fumeze. Când zice că și vrea să țină o dietă, știi? Dietele nu se pot ține, pentru că, de ce nu se pot ține?
pentru că absolutizat un ideal să fie slab, să arăți nu știu cum, deci idealul acela ți-l distruge și nu vei putea să ții dietă deloc. Ba mai rău, Marius. Te pune să ții dietă și după aia slăbești și te îngrași mai rău. Apoi te îngrași mai rău. Datorită Da. idealurilor nu se poate, idealul. Și atunci schimbi idealul. Și cum Da. zici? Deci ca să poți să slăbești, schimbi idealul. Și zici așa, nu mai mă interesează să slăbesc, mănânc puțin. Mănânc puțin și mâncatul puțin nu este un ideal. Nu poate să fie făcut ideal. Că mănânci puțin, aia este. Și mănânci puțin și atunci slăbești în ritmul în care organismul funcționează pentru că el are niște programe care sunt adaptate la puțin de mii de ani. El a făcut față la puținul acesta, a mâncat odată pe săptămână sau când găsea odată la 2 săptămâni și acest mâncat puțin i-a salvat viața lui. Acum noi suntem un mecanism de extinție. Stăpânii ăștia la lume ne-au dat aceste plăceri ca să ne lipească de materie. Dar plăcerile vin din la ca să distrugă absolutizările. Noi avem un ideal de bine, de comoditate, de stabilitate, de siguranță, de fericire în viață, în Da. lumea noastră modernă. Ei bine, plăcerea distruge acele idealuri, ți le face praf, pentru că nu mai poți să te înfrânezi, dar distrugând plăcerea, plăcerea este distrusă de plăcere pentru că este făcută ideal, este făcută scop, este făcută idol. Și plăcerile distrug idolii. Sunt idoli acolo conceptual, sunt idoli de bunuri simbolice. Omul cu siguranță care pune niște virtuți și vrea să fie restrâns, vrea să fie nu știu cum, vrea să aibă bani, vrea să aibă siguranță în viață, va pierde siguranța. Tot ce punem Da. noi pe primul plan vom pierde. Deci, plăcerea distruge plăcerea, ego-ul se distruge pe sine în mod perfect. Da? Când noi absolutizăm plăcerile vieții, vom dori și vom căuta plăcerile vieții, dar plăcerile vieții sunt cele care distrug idolul plăcerii. Ei se distrug pe sine perfect. Da, Și tot ce da. punem noi pe primul plan se va distruge. Punem comoditățile, comoditățile ne vor distruge. Da? Soluția este inversă, incomodul. Punem stabilitatea, stabilitatea pe care o vom căuta nebuni, furibunzi, da? Ne va distruge stabilitatea. Vrem siguranța vieții, vrem să facem să avem o casă frumoasă unde să fie, să ne simțim bine, zicem. Acel simț de bine este cel care distruge viața noastră, pentru că simțirea de bine ia din suflet energie. Sufletul, cum zice, mi-e indiferent. O să stau oriunde, mi-este indiferent. Deci el nu vede ceva mai bine și mai profitabil în asta, într-un apartament de 2 camere, decât într-o vilă. Nu vede niciun fel de Da. deosebire. Da? Dar el nu va vrea vila. Deci el este într-o stare de indiferență totală. El nu vrea un mai mare bine pentru sine, el vrea bine pentru ceilalți, pentru care spiritul ăsta de sacrificiu al lui Dumnezeu, el vrea să se unească cu Dumnezeu tot timpul. El supraviețuiește prin unire cu Dumnezeu. Dar omul tot timpul îi dă invers, adică luptă cu sufletul, se împotrivește lui și nu-l acceptă, nu acceptă nimic pentru că sufletul nu vrea mai mult. Și sufletul îl lasă ego-ul, crește până la un anumit moment, dar când depășește linia asta roșie subțiri, nu mai poate să accepte pentru că îi pune viața în pericol. Și atunci sufletul îl execută pe om. Și în clipa respectivă apar din față situații dificile, situații neplăcute, nefericire, și noi zicem că omul acela este vinovat și luăm lucrurile personal și criticăm Da. omul. Când de fapt totul vine dintr-o varietate de situații prin care noi ne-am căutat binele în toate momentele, în toate momentele. Atât de multe sunt și s-au adunat la toate, care s-au transformat tot în plăcere din față, care rolul ei este să te oprească, să mai cauți plăcerile. Și îți vine, spre exemplu, o durere de dinți. Vine, cine știe, o durere de spate, o durere de oase, care este continuă, sau durere de stomac, sau te trezești cu o boală din asta continuă, știi? Da, Diabetul. da, da. Diabetul este o boală a atașamentului de lume, de materie. Și te nenorocește. Păi rolul diabetului este să purifice sufletul. Dacă tu nu poți singur să te restrângi. De aceea se spune că cei care nu pot să țină post și nu pot să se restrângă de la toate cele, vor face cancer automat. Da. Pentru că nu au energie. Cancerul, deci boala,
care se transformă într-o boală critică, într-o boală gravă, vine în măsura în care omul s-a preocupat prea mult de sine. Exact cum a spus doamna aceea, îmi dau seama, îmi pare rău că am slujit prea puțin oameni. A știut, Da. precis, unde a greșit. N-a avut energie subtilă. A evitat, a căutat plăcerile vieții. Cel mai Adică, cu alte periculos cuvinte, lucru s-a după pus pe ea cineva. pe primul plan. Exact. Și Da. oamenii când se duc în supermarket, acolo e plăcerea pusă pe primul plan. Când își iau o mașină mai frumoasă, nu-i plăcerea, nu se închină la diavol, ci vor avea consecințe. Copilul nu mai face facultate, nu mai vrea să învețe și toate felurile de consecințe posibile. Afacerea se destramă. Cum am să întreb, dar de ce se destramă afacerea? Ce am făcut? Că m-am străduit și am făcut tot posibilul să fie bine. Păi stai puțin că dacă nu Dumnezeu cu tine, nu ești inspirat și vei face greșeli. Da? Da, Că da. atâta trebuie să fie Dumnezeu cu noi. Dacă să fie cu noi, trebuie să facem spațiul ăla gol ca să vină din jertfă. Că fără spațiul ăla gol, el nu are unde să vină. Și mai mult, dacă facem acest spațiu, el vine automat pentru că natura lui se ocupe golurile. Deci nu-i nevoie să-l chem. Nu am nevoie de rugăciune. Că degeaba. Deci nu există rugăciune când ai ce să rogi la Dumnezeu. Fă spațiu gol și îl intră automat. Deci, fă jertfă de sine și îți vine automat și vei reuși la examen, vei reuși în viață, tot ce vrei tu ți se împlinește. Da? Și căsătorie, și copii, totul se împlinește. Și rezolva tuturor problemele. Fă jertfă de sine, golește-te de euul acesta, de pretenții, de plăceri. Mereu să te opui plăcerii, să nu o vrei. Ușorului. Da? Să nu mănânci prăjitura, nu știu care, să nu mănânci înghețata. Florentina, în momentul în care a mâncat două înghițate, s-a dus, s-a certat cu toată lumea și a zis că nu mai vrea să discute cu niciunul. Deci, vezi ce nebunie. Și am pus pe grup un video, da, cu șoricelul acela. Nu știu dacă l-ai văzut. Nu Era un l-am văzut, l-am văzut pe șoricel, la cuțânțare. un șoricel care a mâncat, nu era țânțar, erau purici. Purici. Da? Deci, șoricelul era un șoricel alimentat după stilul american. Da? Cum mănâncă americanii și ăla era besmetic. Deci nu găsea, nu știa unde. Iar șoricelul care era subnutrit s-a dus direct la locul unde trebuia să ajungă. Dar celălalt era Da. besmetic. Deci nu avea direcție. Știi? Și uite care sunt consecințele binelui. El a pierdut energie subtilă și nu a putut să se controleze. Nu mai a avut control pe el. Adică, în traducere, Dumnezeu nu a mai fost cu el. Dacă nu a mai fost cu el și-a pierdut controlul. Deci ăsta este pericolul cel mare. Binele, fericirile acestei lumi pe care toată lumea le dorește, ne fac cel mai rău posibil. Deci e otrăvitor. Este criminal. Da. Binele, peste nevoie, te ucide. E crimă. Și îi ucide și pe toți ceilalți din jur. Deci să nu urmărești. În fiecare gest, în fiecare moment al vieții, nu-ți căuta binele. Refuză-l. Refuză bine. Și te încarci cu energie subtilă. N-ai nevoie de bine. Te vei obișnui. Te vei obișnui să-l refuzi. Da? Pentru că este greu. Acum noi am fost obișnuiți să avem stomacul mare, tot timpul am băgat mula aia, când stomacul este foarte mic și ar fi suficient să mănânci unitatea aia de măsură, un mina de la evrei, adică cât intră în căușul palmei, atâta este nevoie și atâta poți să mănânci și este destul. Da? Dar noi, pentru că mâncăm foarte mult, este imens acolo și el s-a dilatat. Dar dacă tu mănânci din ce în ce mai puțin, deci așa trebuie să... Nu, slăbitul nu se poate prin dietă. Trebuie că se sperie creierul, are niște programe acolo, a fost obișnuit cu anumite modalitate de a supraviețui. Deci, el o să se sperie și o să zică, ce faci, mă omori? Da? Da. Încep să nu mai dai. Deci, câte puțin, câte puțin, așa cum ne omoară ăștia. Ăștia nu ne omoară câte puțin, câte puțin. Păi, de ce ne omoară câte puțin, câte puțin? Ca să nu simțim, nu? Și ne trezim după aceea, gata, nu mai avem nicio salvare și nu mai poți să faci nimica. Te-a înrobit, te-a ținut în lanț. Da. Hai departe. Așa se treaptă ca și treptele inferioare se numește prepuț. Această treaptă își trage forța din șarpele încolăcit. Această treaptă e cea care se pune pe arborii de-abia plantați până când aceștia împlinesc vârsta de 3 ani. Căci cel prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, îl iubește pe Israel și îl ține depărtat de tot de ceea ce îi poate dăuna. El îl deturnează de la căile rele și impure pentru a-l îndrepta spre cele sfinte. Fericită soarta lui Israel în această lume și în lumea viitoare. Păi cum este? Care sunt căile rele? Căile binelui sunt căile rele. Da, Căile da. fericirii sunt căile rele.
Deci diavolul are un nume pozitiv. Da, Sunt este curioasă dacă bun. vor explica mai încolo, undeva, dacă explică ce e asta cu bine și rău, ce dacă. Nu știu dacă spune, pentru că asta este, se schimbă sensul vieții. Da. Atunci nu-ți mai cauți bine. Dacă nu-ți mai cauți bine, le cauți pe Dumnezeu. Nu știu cât le convine să spună de acest adevăr. Da, vedem. Da. Cele 7 locuințe ale îngerilor. Așa cum sunt în această lume 7 compartimente, tot așa și în cer sunt 7 regiuni situate una deasupra celeilalte, în care stau îngerii superiori. Aceste 7 regiuni sunt unite cu pământul nostru, Erez, și nu subsistă decât prin el. În toate aceste regiuni, îngerii înalță laude celui preasfânt, binecuvântat fie numele lui. Treptele acestor îngeri sunt indicate de regiunile pe care le locuiesc. Prima regiune, începând cu cea de jos, este o parte a spațiului unde nu există nicio lumină. Îngerii care locuiesc aici seamănă cu niște uragane, cărora le simți trecerea, dar pe care nu le poți vedea. Ei sunt invizibili, căci ei nu au nici lumină, nici întuneric, nici culoare. Sunt inconștienți de propria lor existență, căci în regiunea lor nu există nicio formă. Această regiune are drept conducător un înger cu numele Tahariel, care conduce 70 de subșefi. Câți erau? 70 de vindecători?70, da. Că aici sunt 70 de subșefi în lumea asta. Păi exact cum spunea Iisus, 70 de Da? vindecători. Adică de subșefi. Și uite cum sunt șefii ăștia. Nu au nici lumină, nici întuneric, nici culoare. Deci nu au o formă. Deci poate să vină oricum să te învăluiască, că nu-ți dai seama. Da, subșefii. Da. Îngerii din această regiune sunt nimiciți mereu de trăsnete invizibile și imperceptibile celorlalți îngeri. Ei sunt reînnoiți în fiecare dimineață. Cum aceste trăsnete nu se produc decât noaptea și niciodată ziua, dispariția și reapariția îngerilor indică în această regiune ziua și noaptea. A doua regiune este o parte a spațiului în care e puțin mai multă lumină decât în O precedenta. clipă. Da. Deci, spre exemplu, dacă noi înțelegem că gândurile acestea de critică, acuzații sunt îngeri ai întunericului, de Da. fapt, sunt duhuri întunecate și suntem atenți ce spunem și ce alegem, da? Asta Da. înseamnă că tot timpul să noi nu avem voie să acuzăm, să criticăm, că nici nu putem, pentru că în față e Divinul care joacă o soartă a unui om și acela nu poate să greșească, Dumnezeu îl obligă să treacă prin Da. anumite lecții și nu putem să schimbăm lucrurile. Deci, dacă înțelegem lucrurile în modul acesta, că noi vehiculăm duhuri, de fapt, Da. și duhurile acestea au contact cu lumea de dincolo, au contact cu lumea cauzală, unde se Da. generează situațiile de viață de acum. Deci asta înseamnă că eu pot să influențez situațiile de viață dacă din ziua de mâine sau din următoarea perioadă, următorul timp. Asta înseamnă că dacă eu acum aleg numai gânduri din acestea care încurajează și susțin viața și nu sunt o critică la adresa lui Dumnezeu că nu face lucrurile cum trebuie, asta înseamnă că ziua de mâine va fi minunată și zilele următoare la fel. Ce înseamnă zi minunată? Înseamnă că este trăită sub veghea lui Dumnezeu, sub protecția lui Dumnezeu, astfel încât nu se poate întâmpla nimic rău. Da. Păi e bine să fie așa. Înseamnă că nu te poți îmbolnăvi, la examen nu poți să pici, da? Că te va inspira. Că de-aia sunt foarte mulți oamenii zic că învăț și mă străduiesc, dar nu contează, nici nu depinde de asta. Înveți într-adevăr, dar dacă nu-ți dă inspirație Dumnezeu, nu vei ști. Deci Da. depinzi de El în continuare în timpul examenului. Deci trebuie să ai suficientă restrângere ca să vină El și prezența Lui este cea care te inspiră la examen ce să faci. Cum eu am pățit chestia asta odată, am povestit cu că am învățat o singură lecție și a vrut doar să verific dacă se poate face lucrul acesta. Și exact lecția mi-a dat, pentru că eu mă frânasem 2 săptămâni de zile. Deci 2 săptămâni n-am mâncat nimic. Deci asta este soluția. Întotdeauna să fii atent ce spui, ce gândești, pentru că noi creăm realitate, creăm lume, lumi, creăm universuri. Și contează, vezi, Cati și doamna Maria,
Nu? Depinde ce definiție au pus. Au pus o definiție, indiferent ce găsesc, atunci a găsit de prima. A doua, Cati a pus condiții. Când a pus condiții, s-au închis toate magazinele. Deci, nu că magazinul era închis, nu. I s-a închis la ea, În la ea, universul ei. că dacă în universul ei, că dacă ea nu era acolo, doamna Maria mergea și cele 5 magazine erau deschise pentru ea. Da, Deci, să da. înțelegem că noi creăm universul și ne facem ce viață vrem noi. Avem toată puterea să o facem cum vrem. Depinde Da. ce spui, ce gândești. Dacă pui condiții, dacă critici, n-ai voie să condiționezi, mai ales din faptul că în sus, la prag, nu există condiții. Deci ca să ajungi la în rai, trebuie să nu pui condiții aici pe pământ. Că dacă pui condiții pe pământ, n-ai cum să ajungi acolo. Este o zonă fără condiționări. Adică Da. nu ai forțe care să vină spre tine să te constrângă. Acolo ai o stare de libertate totală. De aia este starea de fericire. Fantastică. Deci asta am ținut neapărat să spun. Și asta cu plăcerea este important de înțeles pentru că plăcerile sunt cele care distrug plăcerile. Adică ele iau din energia sufletului. Deci plăcerea îți mănâncă din energia sufletului și poți să mori pentru că crește orgoliu și orgoliu presează sufletul și apoi sufletul comandă o suferință. Deci dacă vrei să nu ai suferințe în viață, evită plăcerile, fugi de ele cât de Da. mult se poate. Nu înseamnă să nu-ți faci plăceri, îți faci plăceri, dar la un anumit moment te oprești. Pe exemplu, ai o prăjitură, mănânci 2 lingurițe din prăjitura aceea și o lași. Asta înseamnă să nu dai semn că materia e pe primul plan. Mereu trebuie să dai semn că materia nu este pe primul plan. Dar dacă ai mâncat toată prăjitura, înseamnă că materia e pe primul plan, înseamnă că ești lipit și va trebui să pornească. Deci, o simplă mișcare. Mănâncă o prăjitură toată. Dacă mănânci toată prăjitura, dau semn că materia e mai presus decât toate, nu Dumnezeu. Și ziua Dumnezeu trebuie să plătești prăjitura aceea printr-o suferință, printr-o neplăcere, printr-o ceva, printr-o durere, prin orice. Apare o durere de spate, apare ceva. Deci plăcerile nu ai voie să le pui pe primul plan că te omoară. Să fugi de plăcere ca... Deci sunt o travă, sunt distrugere, sunt moarte, sunt crimă. Plăcerile, în momentul în care tu te duci, înseamnă că ea din supermarket vor să te omoare. Deci acolo e o măcelărie. Acolo este un abator de oameni. Toți oamenii aceia care caută plăcerile acolo, ele își pierd energia subtilă. Că fiecare din produsele care le pun în coș, fiecare din ele îi iau din energia sufletului. Ei, ca să poată să-și facă satisfacțiile, păi ce înseamnă satisfacția? Deci mănânci ciocolata, iar ciocolata este ocazia care scoate din tine energie subtilă. Te bucuri de energia subtilă, dar ai pierdut-o din sufletul tău. Ciocolata nu-ți dă nimic din afară, absolut nimic. Doar e o ocazie care extrage din tine energie subtilă. Tu te bucuri de energia pe care o pierzi, dar mori. Păi nu e o nebunie. Din asta, ca să trăiești cât mai mult și să fii fericit în viață, să n-ai boli, că asta vrea lumea, nu? Să nu aibă boli. Fii atent, nu îți face plăcere. Și mai ales în lumea noastră în care intrăm acum, în noua ordine mondială, trebuie să evităm plăcerile cât se poate de mult, că ei vor face tot posibilul ca să ne stimuleze. Pe exemplu, zice, pentru că ai făcut economie de credite carbon, ai dreptul să mănânci 20 de amandine. Da? Da. Îți dăm noi gratuit 20 de amandine și îți va da numai plăcere. Pentru că el știe că în momentul în care ai mâncat amandina, pac, ai pierdut energia subtilă și te-a omorât. Da, A mai da. murit puțin. Deci, te omoară. Deci, societatea este construită, este făcută ca un abator. Și uite-te stilul societății, civilizației. Merge spre mai mult bine. Și nu este adevărat. Nu te, că te duci pe diavol. Și orice sursă de a-ți produce ție comoditate, ușor, plăcut, bine, este de fapt o sursă care îți ia din viață, din energia vieții. Trebuie să te păzești de ea. Deci ăsta este principiul. Uite-te, a fost cu acel indian, dar am înțeles că ești o doamnă care are 140 de ani, 145 de ani și mai departe. Deci, am văzut pe TikTok, acel indian avea două principii, dar a trăit el până la 125-130 de ani, nu știu dacă mai trăiește. Și l-a întrebat, cum ați, ce ați făcut? Mâncam, nu știu, nu mi-amintesc când am mâncat ultima dată, deci aici el nu pierde energie pe mâncare. Iar a doua Da. era la dorințe. N-am avut dorințe. Dorințe ce înseamnă? Eu, pe primul. Asta înseamnă că el, în situațiile de viață, n-a luptat pentru adevărul lui. S-a lăsat Da, da, bătut. da. A acceptat, da?
Dar nu poți să faci asta tot timpul. În momentul în care, că ți-a Dumnezeu, nici nu trebuie să te sperii. Când presiunea vine prea mare spre tine, știi, și ai fixat și absolutizat principiul acesta al non-intervenției și non-acțiunii, da? Și îl pui pe primul plan, atunci este momentul în care îi vei desconsidera pe cel care nu este așa și va trebui să vină un necaz din față ca să ți-l distrugă. Deci, lovitura din față vine în două cazuri. În primul caz, când ai orgoliu foarte mare din materie, atunci pierzi materie, atunci trebuie să te lași pe tine ca să poți să nu pierzi viață. Iar al doilea caz, când absolutizezi non-intervenția, ai orgoliu care vine din spiritualitate și desconsideri pe cei care fac așa ce și îl urăști. Când ai urât, îți vine legătura, lovitura din față și te determină să iei o atitudine. Că dacă nu iei atitudine, poți să și mori. Înțelegi? Deci, spiritualitatea pusă pe primul plan poate să ducă la moarte. Exact ce s-a întâmplat cu domnul Simionescu. A pus spiritualitatea, biserica pe primul plan, regulile bisericii, că el respecta cu sfințenie regulile, ălea te omoară. Regulile acelea te fac să fii intransigent, să nu mai poți să iubești oamenii, să nu-i accepti și îți vin din față oameni care te dezamăgesc și te omoară. Da, pentru că ei de fapt îți cresc, îți lovesc, îți distrug idolii. De aceea ne-am discutat acum recent cu Cristina împreună, cu Cristina, cu Simona împreună, da, emisiunea despre conceptul continuu și acolo s-a văzut clar că tot timpul lua că copiii sunt de vină, că trebuie să ai grijă de ei, să-i ții în brațe, că a lipsit continuul copilului, că nu l-ai ținut prea mult în brațe, sau că nu ai avut grijă de el. Păi ei acuza pe părinți că nu au avut grijă. Asta însemna că trebuie să aibă mai multă grijă. Dar problema nu era grija la copil, erau idolii pe care i-au băgat ei. Și atunci copilul trebuia să îi se opună. Și au făcut în așa fel încât copilul să li se opună tot timpul. Deci e vorba de Institutul Tavistock. În spatele doamnei care a scris conceptul continuu, nu mai vorbesc că ea s-a ocupat, a avut maimuțe și n-a avut copii. Și a avut un capitol de nenorocit cu bebelușii. Descria cum gândesc bebelușii. Păi de unde știi tu că ea a avut Maimuța. maimuțe? Da, și în bătaie de joc, acolo și-a bătut joc de noi, inteligența artificială, că noi stăm la propozițiile acelea și sunt așa de întortocheate, că nu sunt umane, parcă nu le-a scris un om. Nu sunt umane, sunt inabile, sunt nou un lucru clar. Pe mine m-a frapat și faptul că ai văzut, citea Simona acolo, că mama era nemulțumită că nu e iubită de copil. Adică mi se părea așa, adică ai pretenție ca copilul să te iubească, adică să se facă cum vreau eu, că asta înseamnă iubire, cam așa se Da, pune. adică eu am idoli, eu lupt pentru idolii mei și idolii mei, copilul mă dezamăgește, mi se opune și eu sunt nefericită, vezi cum au Că nu mă gândit. iubește. Genial, sunt genial, e răului. Trebuie să înțelege că toate științele astea sunt științe care sunt împotriva omului. Și toată civilizația asta, noi nu avem nevoie. Am spus, uite, de tribul acela este fericit. Păi ce are nevoie de ceva? N-are nimic din. N-are televizor, n-are policlinică, n-are nimic. Nu? Și a văzut cum i-a atacat la Daniel Everett. I-a trimis imediat policlinică, școală și mai știu ce. Și i-a distrus. Iar satul în România era perfect. Statul din România este ultima formă de cea mai perfectă. Este o super civilizație. Ne vorbim de super civilizație, dar alea sunt la sat. Un echilibru care este acolo. Am fost acum vreo de ani de zile într-un sat, acela cu în care femeile respectau bărbații. Păi stăteam așa ca tâmpitul. Deci nu îmi venea să cred că poate să existe așa ceva. Nu puteam să mă închipui. Nu credeam că e adevărat, mă uitam și nu venea să cred. Deci mergeam cu mașina, eram în mașină și femeile care stăteau pe băncuțe, se ridicau în picioare, cele în vârstă se aplecau la 40 de grade, iar cele tinere la 90 de grade în fața bărbatului. Oi de mine ce era acolo. E Ce era sigur că n-ai acolo? intrat într-un univers Poate în paralel. spațiu paralel, în altă lume. Da, se poate. Era o armonie acolo, femeile stăteau în picioare, nu mâncau. La masă mâncau numai bărbații, da? Și era o armonie între animale. Pisica dormea cu capul pe câine, n-am văzut așa ceva. Da? Deci era o armonie între ei. Și o frumusețe de viață, incredibil. Iar când m-am plimbat și prin sat și am ieșit la marginea satului, erau livezi din livadă în livadă. Că erau livezi de meri, numai meri.
Diveți de perni mai Da, perni. Și, da, și da. când mergeam din livadă, fiecare mirosea fantastic. Erau animalele, toate erau libere. Urcii, rațele, gâștele, toată lumea, caii, totul era liber acolo. Și zis, eu mi-am zis că probabil am murit, pentru că așa probabil că arată raiul. Da, da, da. Era pe pământ. Deci uite ce armonie la care se poate ajunge. Pe ce are nevoie statul de ceva mai mult? Statul era, are creșe singur de sine. Este super civilizație. Și la fel cele din triburi. Din triburile acelea. Da. Noi trebuie să ne restrângem, să ne schimbăm. Dar probabil că după marea resetare care se va întâmpla acum și autolimitarea aceasta puternică, din punctul meu de vedere, este un lucru bun. Că Dumnezeu a zis, băi, dacă nu vreți să vă limitați, vă limitez eu cu forța. Uite, eu Da. sunt aici. Eu nu-ți mai dau să mănânci. Eu îți dau să mănânci puțin. Eu sunt cu creditul carbon. Mă critici degeaba. Eu ți-am pus creditul carbon. Da? Eu îți iau toate mașinile. Eu îți iau proprietățile. Printre altele, stai să vezi cum e cu proprietățile aici, că e, mă gândeam, zic, cum lucrează Dumnezeu fantastic, care e și cel care ne conduce, nu mai spunem numele, așa, și a dat un anunț, precum că au făcut o lege specială să protejeze pe cei care vin să stea în chirie. Și aici majoritatea îi primesc închirii, n-au case separate, mă, au și case, dar majoritatea au casă cu două apartamente, deci stau în casă cu ei. Deci o să-i protejeze în așa fel încât chiriașul, dacă nu vrea să-ți plătească, dacă eu știu ce, deci nu poți să-l dai afară. Deci, practic, uite cum lucrează. Îl bași tu singur cu mâna ta în casă pe ălaltul să Da. locuiască cu S-a dat tine. lege și în Spania cu chestia asta. Dacă pleci de Da. acasă, oricine poate să vină să se ocupe casa și este casa lui. Nu mai văzut așa ceva? Și cum era înainte când veneau ăștia și cucerau pământul din America și făceau Da. alergările alea cu cai și unde puneai acolo era pământul tău. Da. Nu știu în America dacă merge chestia asta, că iau puști. Da, nu, aici la noi nu sunt cu armele, dar uite ce. Da. Acolo nu se meargă. Ce nebunie! Ce nebunie! Se Uite, poate în să... felul ăsta, ce gândești? Că te forțează Dumnezeu să ai o casă mică cât îți trebuie pentru tine, nu-ți trebuie Exact, altă exact, casă ca să exact. Ca să nu scoți fie o bani. tentație pentru cineva și ca să nu poată Da. să vină ceva să-ți ia locul, este de fapt tot de la Divin vine. Trebuie să Da. înțelege că totul vine de la Divin. Și credite de carbon și cu confiscarea averilor, toate astea sunt de Ca la să el. nu mai spui că sunt o grămadă de case de vacanță care stau singure Da, și da. lăsate și... Tot de Da. Dumnezeu. Hai Da. să mai înaintăm puțin. Hai să mai. Ea servește de loc de ședere îngerilor superiori presupuși a veghea la faptele oamenilor și la deturnarea acestora de pe calea ce rea. Această regiune este vizibilă și nu seamănă cu precedenta. Îngerii care o locuiesc se războiesc uneori cu oamenii. Ei se hrănesc cu miresmele faptelor bune care urcă din lumea noastră. Ei au drept conducător un înger cu numele Coadomiel. Ei încep să cânte imnuri Domnului, dar de-abia au început că se opresc din cântat. Devin invizibili până în clipa când Israel începe în lumea noastră să cânte laude Domnului. O clipă asta se întâmplă, dar parțial. E adevărat că cei de la parc de acolo cântă. Cântă Da. imnuri Domnului, într-adevăr, dar nu este, este un, nu seamănă cu cântecele de la noi. Este ceva, nu știu, e un hurit, așa cum spun, cum sunt călugări care pronunță, care spun, Ma, cum sunt mantrele alea? Mm, nu știu da, dacă știu. Da, da. sunetele joase. Da, da, Deci da. ăștia zic sunetele sferelor și fac niște chestii înalte. Păi nu sunt alea înalte acolo. Nu sunt alea, da. Sunt Te joase. vezi că și aici tot, ei cred că tot ce e mai înalt e mai bun. Da, dar pe undeva știu, pentru că am văzut întâlnire de gradul 4, un film cu OZN-uri, așa, întâlnire între Da. oameni și atunci, ca să poată să comunice, ăia din OZN respectiv au scos niște sunete joase. Joase Aha, de tot. Păi, da. eu mi-am zis, păi de unde știu? Deci sunetele joase sunt sunete de întâmpinare, știi? Da, De da, da. primire. Nu sunt înalte. Uite-te călugării, la fel, scot sunetele joase. Ei de unde știu? Deci au vibrația mai bună. Păi uite, hai să luăm alt exemplu. Când omul se sperie, când e prinde panică, nu țipă, e un Sunt sunet înalt care îl înalte, scoate. da. Alea Da, sunt deci e jos. de pericol. Da, E da, da. sunetele de... Îți trebuie sunete joase, nu sunete înalte. Ca să poți să intri Da. în armonie, să pui corpul în armonie, trebuie joase.
Da. Nu știu ce ar putea să fie. Joase sunt oile, vacile, ăsta, bou, au sunete, Ursul. ursul, da, sunete Da. joase. Sunete joase sunt cele care sunt acolo la prag. Așa, mai departe. Ei sanctifică numele lui Dumnezeu de 3 ori pe zi. Atunci, ei sanctifică numele lui Dumnezeu de 3 ori pe zi. Și când Israel se consacră studiului doctrinei, toți îngerii își au zborul și se ridică în sus pentru a depune mărturie. Și cel preasfânt binecuvântat fie numele lui, ține seamă de aceasta. Da, pe undeva este adevărat, pentru că ei sunt singurul popor care lucrează la măsuță, au instituția aceasta învățătorului, care, după părerea mea, depășește mii de bombe nucleare. Ai văzut că ți-am trimis ce înseamnă de fapt în limba lor Israel? Da. A fi în luptă cu Dumnezeu. Înseamnă. E luptă cu Dumnezeu. Și eu mă gândesc că totuși, cred că denumirea asta nu poate fi doar a unui... Cred că fiecare din noi poate considera că face parte din Israel în felul ăsta, când se opune lui Dumnezeu. Depinde de interpretare, nu știu cât de adevărate, dar ei în sine, datorită acestui efort pe care îl depun continuu la măsuță și noi fugim de lucru la măsuță, Da. așa, ei, îți dai seama dacă noi în 2 ani de zile, la ce nivel de înțelegere am ajuns noi în 2 ani de zile, dar e o Da. viață întreagă. Și nici nu s-a stat așa serios Și nu s-a la... stat așa aleatoriu Da. când am putut fiecare, dar totuși noi am făcut studii la măsuță aici, în școala biblică. Da. A treia regiune este o parte a spațiului plină de foc și flăcări. Din această regiune este fluviul de foc, Nahar Dinour, care se îndreaptă spre infern, unde cade pe capul vinovaților. Tot în această regiune stau îngerii distrugători, care îi chinuie pe vinovații din infern. Acești îngeri sunt acuzatorii lui Israel, căruia îi aduc prejudicii, cu excepția perioadei în care Israel se căiește, și astfel pune îngerii în imposibilitatea de a avea priză asupra lui. Conducătorul lor este situat înspre stânga. De altfel, toți sunt spre tenebre, așa cum stă scris, și tenebrele acopereau fața prăpastiei. Samuel, cel vinovat, se află tot aici. A patra regiune este partea spațiului care strălucește de lumină. Acolo stau îngerii superiori înspre dreapta. Îngerii care stau aici încep imnurile și le termină, și deci diferă de îngerii sus numiți, care sunt arși de trăsnet înainte de a termina imnurile în fiecare dimineață. Îngerii din cea de-a patra regiune sunt imuabili. Aceștia sunt îngerii milei care nu se transformă niciodată. Despre acești îngeri, Scriptura spune: Tu care îți faci îngeri asemenea vântului și miniștri asemenea flăcărilor arzătoare. Acești îngeri sunt însărcinați cu misiuni pe pământ, dar ei nu apar oamenilor decât în vis sau în alt fel, în funcție de gradul de inteligență al subiectului căruia îi apar. Conducătorul lor se numește Padael. Acești îngeri păzesc cheile care deschid porțile milei celor care se căiesc și se întorc spre stăpânul lor, adică cheile care deschid porțile prin care trec rugăciunile și urările spuse. A cincea regiune este o parte a spațiului în care lumina are mai multă strălucire decât în toate regiunile precedente. Ea este sediul îngerilor compuși dintr-o parte de foc și una de apă. Acești îngeri sunt când mesageri ai milei, când ai rigorii. Primii stau într-o parte a acestei regiuni și ceilalți cealaltă parte. Când primii sunt luminoși, ceilalți sunt întunecați și invers. Ei cântă laude Domnului în mijlocul nopții. Conducătorul lor se numește Coadaschiel. A șasea regiune e cea situată cel mai aproape de tronul ceresc. Această regiune este parcursă de nave care acoperă fluviile și lacurile care ies din mare. Ei au mai mulți conducători și șeful lor suprem este Oriel. Când navele se îndreaptă spre sud, conducătorul Mihail guvernează această regiune. Când navele se îndreaptă spre nord, guvernează Gabriel. Căci acest înger se află în partea stângă a carului ceresc, în timp ce Mihail se află în partea dreaptă. Când navele se îndreaptă spre est, Rafael guvernează această regiune, căci și el se află în partea dreaptă a carului ceresc. În sfârșit, când navele se îndreaptă spre vest, Oriel însuși guvernează această regiune. A șaptea regiune este partea spațiului cea mai ridicată din toate.
Acolo nu pătrund decât sufletele celor drepți care se bucură de splendorile cerești și se delectează cu bucuriile cerești. Acolo se află comorile păcii, binecuvântării și grației. Raiul. Dar nu am văzut locul acesta. Deci există doar două zone. E zona asta a lui Ilie Cioară, iadul întâi, format pe diferite etaje, sunt mai multe Da, etaje da. acolo și pot de rafinament, de înțelegere. Omul nu trece direct dincolo de fluviul de gânduri. Da, Ei da. trebuie, deci el trebuie să ajungă la o formă de desăvârșire ca să poată să aibă forță. Deci să Da. spună nu tot timpul, să nu vadă rău și vinovat niciunde, să Da, spună da. nu la plăceri și ușor și să spună da la greutăți ca să poată să se înalte. Și nu mulți sunt cei care trec de fluviul de gânduri. Dincolo Da. de fluviul de gânduri, spațiul format din puncte aurii de fericire. Da? În partea stângă este iadul acesta, este pe etaje. Și o sufletul se duce acolo unde el merită. Adică când la moarte se ridică ca un fel de grilă, conștiința care este modelul ideal cum trebuia să fie și nu a fost, și îl se judecă singur și singur știe unde. Mai mult, și asta se întâmplă foarte repede, sunt îngerii întunericului și îngerii luminii care negociază pe el. Da, Da, da. asta se întâmplă. Eu n-am trecut prin chestiile acestea. Eu când am plecat direct și de-aia mi-am zis 15 secunde, așa cum am putut eu să apreciez. Asta putea să fie mult mai repede până la fluviul de gânduri și am trecut de fluviul de gânduri. În fluviul acela, când treci prin el, te zgâlții, știi? Pentru că gândurile sunt ca niște săgeți care se întrepătrund, Da, da? da. Și săgeți de lumină. Și sunt e o materie pe care trebuie să o învingi. Este ca o zonă de protecție care protejează cele două lumi. Deci, dincolo de el este o spațiu de puncte aurii de fece. Bun, spațiul ăsta mi-a apărut și deasupra capului meu atunci cu oglinda, da? Și mai departe, când se trece de fluviul, de spațiul acela de puncte aurii de fericire, este o zonă întunecată, știi? Mai sus, e o zonă întunecată, se pierde în întuneric, după care apare zona aceea unde este tronul Tatălui Ceresc, în care nu mai sunt steluțe din genul acesta, este un spațiu liber unde sunt globuri din acestea cât capul unui om multicolore, sunt globurile la mari care sunt cele care administrează universul și pământul și toată ordinea lumii, care iau decizii, ei primesc poruncă de la Dumnezeu să faceți asta, rezolvați problema cu războiul pe pământ, opriți războiul, atunci ei trebuie să caute soluții să facă, deci Da. au independență, nu se bagă Dumnezeu direct. În același timp, el se bagă direct pentru că este lumea lui și este coparticipant la joc. El este Da. și materie și în dual și în non-dual. El participă la joc. Și cam asta este. După aceea, acolo la prag este o zonă tampon, că eu am vrut să trec mai aproape, dar n-am putut, că te prilește și te Da, împinge înapoi. da. Așa? Apoi în partea dreaptă este scara raiului, dar nu o vezi, că nu se vede ca niște trepte. Dacă când urci, simți că urci câte o treaptă, câtă energie de restrângere ai avut pe pământ. Iubirea este o Da, energie de da. restrângere, de înfrânare. Și după aceea eu n-am putut să urc și m-a trebuit să mă ajute să mă împingă de la spate înger. Da. Eu m-am gândit, am spus că să iei tu, ai acolo 7, 8, 10, nu mai știu cât, n-am fost atent câte globuri din ele mari așa, să iei tu un glob de acolo și să mi-l dea mie aici, să mă însoțească pe pământ, mi se pare ceva fantastic pentru că aceia sunt cei care hotărăsc soarta lumii. Deci Da. globurile la mari au o putere de decizie extraordinar de mare. Nu se poate opri nimeni, că ele dacă decid o țara asta să fie distrusă, țara va fi distrusă. Da, deci în sensul ăsta se pute decizie și îți dă un asemenea înger ca să ce? Asta înseamnă că școala iubirii, așa cum este ea prăpădită, că n-am înțeles de la început, că am citit, ne-am apucat, am fost atrași de Biblie, acum facem Zoharul, uite, am ajuns la o înțelegere acum, o să pun și astăzi o emisiune pe audio pe care am citit-o eu, în echilibru, suntem în echilibru, suntem exact în poziția de echilibru, în care nu mai zicem că noi până acum ziceam, nu, era
atașamentul de materie și te duci, este rău. Da. Și am absolutizat spiritualitatea, adică lepădarea de sine, înfrânarea, slujirea și toate lucrurile astea. Dacă le absolutizezi, ajungi să obții rezultate, într-adevăr, Da, obții rezultate. Dar ajungi și în momentul în care să-l desconsideri pe ăla și să zici, ia uite, ăla e bogat, uite ce mașină are. În clipa asta noi am căzut cu absolutizarea mână. Deci Calabrie putea să cadă. Dar uite-te că ne-a ajutat Dumnezeu și am mers mai departe și am intrat în echilibru. Am întâlnit legea lui Châtelier, am văzut că totul se bazează pe echilibru, că Dumnezeu e cel care păstrează echilibru între bine și rău, el nu e nici într-o parte, nici în alta. Da? Și asta face tot timpul, acel balans îl conservă tot timpul. Și noi dacă reușim, deci noi nu e nevoie să stăm numai într-un bine sau să fim să suferim că suntem asupriți și suntem exploatați și este prea mult rău. Nu e nevoie în părțile acestea. Că în momentul în care vine asuprirea, înseamnă că ai absolutizat bine și tu ai chemat asuprirea respectivă. Deci asuprirea te vindecă, nu este un lucru rău. Deci depinde, după aceea învățăm ce etichete să punem lucrurilor și nu mai punem etichete negative, că dacă întotdeauna neplăcerile, suferințele, durerile, pierderile care ni le dau oamenii, deci Dumnezeu prin ei, sunt înălțare, te ajută, te încarcă cu energie și îți trebuie. Ele vin exact în momentul în care îți trebuie energie subtilă. Trebuie să înțelegem că viața este coordonată continuu de Dumnezeu, nu suntem de capul nostru aici. Nu facem ce vrem noi, facem ce spune El. El ia corpul acesta, nici nu este corpul nostru. Da? Îl ia în folosință, în putere și îl duce mai departe pe temele pe care el are, el trebuie să le joace cu noi. Că ai văzut că a zis, îl omor pe omul ăsta acum ca să-l purific, ai văzut ce rol are boala, da? Ca să-l pregătesc pentru 400 de ani. Deci îți dai seama, înseamnă 4 generații să-l facă împăratul vostru. Deci e o lucrare pe care el și-o asumă. Nu se face așa împăratul dintr-un foc, știi? El se supune legilor materiei, care sunt legi care merg la pas, toate sunt la pas. Este un conflict care se întâmplă acolo, curățare, nu știu ce, și el se supune. El, creatorul Universului, se supune acestor legi. Deci totul este bine. Când înțelegem că totul este bine, că nu există ceva rău, da? Atunci ajungem în starea aceasta de neutralitate, dar nici aici nu o să putem să fim liniștiți. Spre exemplu, înțelegem că e Dumnezeu peste tot, vedem că nu este nimic rău și mai departe, dar vei uita. Vor veni momente în viața ta în care te va absorbi momentele respective sau te va absorbi o situație critică, vei intra în situația critică și vei lupta și vei uita că tu erai și știai că Dumnezeu e peste tot și vei uita că e Dumnezeu peste tot și vei lua personalitatea pe care o aveai și vei lupta acolo cu ea. Deci trebuie să înțelegem că nu este ceva fix niciunde, nici starea de non-dual nu e definitivă, da? Nici să rămâi în dual nu poți tot timpul, da? Pentru că exact cum este, muncești toată ziua, adică dai nevoie de somn. E dual, non-dual, tot timpul, zi de zi, ce mai departe. Deci, când îți dai seama că nimica nu este rău, da? Și că totul poate să fie rău, deci nu pot să zic că numai așa este, poate să fie și invers. Când ajung Sigur. această stare, nici în această stare nu pot să fiu sigur de ea, pentru că în momentul în care sunt prea mult în starea aceasta de liniște, de coerență, în care opusele sunt una la mine și văd peste tot, mă poate duce înapoi, că eu am pățit chestia asta, că m-am dus în lumea de dincolo, a zis acum du-te înapoi, pentru țară mori, știi? Păi eu mă vedeam acolo, că nu aveam niciun fel de problemă, eram Dar punctuleț. eu știu cum înțeleg, mă, să înțeleg că totuși noi mai avem niște programe și chiar și aici, când suntem în timpul vieții, chiar dacă ajungem în non-dualitatea aia, Dumnezeu ne întoarce că probabil mai avem lucruri de învățat, că altfel Da, ar trebui să ne scoată din viață, definitiv. Și Și dacă eu n-am. trecem de pragul ăla, probabil că încă mai avem Și programe, uite, o totuși. chestie, eu n-am putut să ajung la această înțelegere. Eu, într-adevăr, am scris mii de pagini tot timpul, dar la această înțelegere cuprinzătoare nu ajunsesem. Bine, ceea ce am scris eu, am dezvoltat o teorie care eu îi pusese numele de funcționalitate. Deci însemna, avea ca înțeles că eu trebuie să urmăresc tot timpul, în tot ceea ce afirm, în toate propozițiile pe care le spun, să urmăresc ca lucrurile să curgă, să nu blochez lucrurile. Deci acea afirmație care lasă lucrurile să curgă era adevărat.
Asta era principiul fundamental al funcționalității. Și le-am aplicat la tot felul de cărți, citam cărțile și le adaptăm acestui principiu. Deci am făcut asta de mult timp. Dar a Da. fost un moment în care a venit la mine o țigancă, eram la plafar, și a spus atunci, dacă ții minte, ce bun ce ai fost, niciodată n-ai avut parte de bucurii, dar de aici încolo, gata, s-a terminat, țigancă. Și mă uitam deasupra capului meu pentru că era ceva, parcă mă extrăgea. Deci avea un ghioc în mână, se uita la ghiocul ăla și spunea totul despre mine. Ce Da, s-a da. întâmplat în trecut și ce se va urma să se întâmple. Și a avut dreptate total. Total a avut dreptate. Bun. Ca să nu spun mai mult. Și din clipa respectivă a avut dreptate, deci n-au mai venit situații dificile în viața mea și am început să urc. În condițiile în care domnul Simionescu s-a chinuit să ajungă să fie public, să spune și el ceva public, și Dumnezeu a zis, nu pot, pentru că ai orgoliu foarte mare, uite, îți dau dreptul ca să te bucuri și tu. Bine că i-a dat de 3 ori, i-a dat 3 călătorii gratis în Israel. Că el Da. și l-au luat evreii la pietre, au aruncat cu pietre în el și l-au scuipat pentru că avea un tricou aici cu Isus pe piept și a primit pietre în cap și scuipat. Deci asta este, că el a fost un fesator. Trebuia când te duci acolo în altă religie, trebuie să respecti religia respectivă, să nu fii un fesator. De el Sigur, și-a pus da. special o chestie de asta ca să ia la trântă cu ei, să Dar zicem. arată cât e el de credincios. Na, nu știu. Era colțuros. Bun. Și deci el i s-a dat posibilitatea să fie la ora 5 dimineața, să aibă 5 minute la Radio România Actualități. Pe cine ascultă la 5 dimineața? Ce spune domnul Simănescu? A fost și el acolo 2 luni de zile, s-a plictisit că el se ducea cu taxiul plătindu-l el. Deci așa pe minus. Deci era pe minus total și s-a lăsat pe gubaș. Deci nu i-a dat voie. Iar eu n-am făcut niciun efort, n-am vrut să scriu cărți și m-am trezit că scriu cărți. Deci asta este. Deci cineva din lumea de dincolo vrea neapărat să a vrut să ne conducă, că nu întâmplător mi-a dat experiența aceea cu măștile la început. Și toate experiențele sunt extraordinare, să știi. Eu n-am citit niciunde asemenea experiențe, să te duci dincolo de fluviul de gândul în trecut, în viitor. N-am întâlnit. Și să Da. explici cum se face. În cărțile astea se explică cum se face. Bine că sunt sigur că nimeni nu o să vrea să facă Să lucrurile facă. acestea, că le e frică. Ori le e frică, ori nu văd importanța acestor lucruri. Da. Dar totuși el a dat experiențe la pas, știi? Am aflat ce înseamnă Maya, ce înseamnă iluzie, când am destrămat camera mea. Deci eram în camera mea cu blocul cer, cu totul și s-a destrămat. Mai târziu am mai pățit chestia aceasta când așteptam pe fata mea de la lecții la matematică și am destrămat blocul. Deci era bloc cu cer, cu tot și a început cerul să curgă, la fel ca Da. și când s-ar topi culorile de pe o pânză. Curgea cerul și în spatele apărea spațiul acela de sclipitor care sclipea continuu și am zis, wow, ce mă fac eu cum îl pun la loc? Cum adun culorile, că asta Eu s-a am înțeles, dar cum le ridic eu? Că, și ce fac cu blocul ăsta? Că blocul se ufla deci totul se modifica, iar caldarâmul pentru mine era real. Caldarâmul devenise ca puntea unui vas care era Greșca. înclinat de valuri la 40 de grade. Și eu eram în partea stângă și deodată m-a alunecat, știi? Deci pentru mine era real. Deci pur și simplu m-a alunecat. Da, Cum da. un om care stă pe orizontală să alunece? Deci pentru mine a fost real. Deci s-a înclinat ca în. E un film aici cu Leonardo DiCaprio, nu știu cum se numește, când se. Titanic. Nu era Titanic, în care se mișcau blocurile și luau o altă formă. Ah, da, da, Inception da. sau nu știu cum se numea. Da, 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 da. Și am luat copacul în brațe și când. Nici copacul nu era o siguranță. Că el se dematerializa, adică când am pus mâna pe el, intra degetele mele în copac, ca și când era de plastilină. Și îmi zvai de mine, știi? Mă lua mâna, de-abia mă puteam să mă țin. Oamenii veneau din față, deci acolo era orizontal, la mine nu mai era orizontal. Ei veneau din față, se uita la mine și nu venea să creadă, credeau că ori am nebunit, ori sunt bolnav, știi? Dar cine știe cum te vedeau ei? Îți dai seama? Da, Cine știe în cine ce știe cum. poziții te vedeau ei pe Da, tine? nu știu ce s-a întâmplat Da? și cum a venit. Și cum am scăpat, am spus de unde a venit, de la rugăciunea aceea. Dăm, Doamne, din iubirea inimii tale, inimii mele, pe respirație. La a 5-a repetiție, eu am destrămat realitatea.
Da. S-a destrămat. Și problema mea a fost aceeași problemă avută și când a venit din lumea de dincolo, de pragul de gânduri. Problema mea a fost că oamenii erau blocați în mișcările lor și cum să. Mi-a zis, bun, eu am blocat, dar probabil că nu sunt blocați numai în cartierul Baltă Albă, sunt Da. blocați în tot Bucureștiul. Dar dacă toată lumea, toată omenirea de pe glob e blocată, ce fac? Cum îi pun la loc? Dumnezeu știe. Și am, știi ce speriat am fost? Am așteptat să-mi ia corpul în funcțiune, 20 de minute mi-a trebuit. Deci corp, sufletul pleacă ușor, dar Da. devenit în corp, Nu hăi, prea mai totuși. vine să vină. Da, Intră mai îmi ia greu. sub, în posesie cu greu. Da. Și știi cum? Deci eu nu aveam. Deci eram ca un paralizat. Și mi-am zis, băi, așa înseamnă să fii paralizat? Ce mă fac eu? Că vin părinții și mă găsesc așa înțepenit. Înțepenit. Stai că eu îmi imaginez ca oamenii alții mari, știi, când erai pe stradă zi și puneai copacul și îți intra mâna. Cine știe ce mișcări făceai tu, îți dai seama, pe lângă un copac și alții te vedeau pe tine, făcând mișcările, dar nu vedeau ce vezi tu, știi? Nu știu cum s-a întâmplat acolo și a trebuit să o facă în așa fel încât să preiau corpul la loc. Deci, în măsura în care ai preiei corpul, se schimbă și realitatea. Bun, mi-a intrat sufletul în corp și m-am dus, prima dată m-am dus până la, să văd dacă picioarele sunt funcționale, până la sobă și m-am întors înapoi, după care m-am uitat pe balcon și oamenii porniseră și am fost cel mai fericit om de pe lume că porniseră. Că erau probleme. Bun, le-am blocat, dar acum îi pornesc la loc. Da, vezi Deci. că tu o luai cumva personal, tu o luai personal, că ziceai că tu ai făcut Eu am chestiile crezut că eu astea. i-am făcut rău. Da. Nu știam, nu aveam explicații cum am putut să fac chestia asta, dar erau Da. blocați. Deci noi trăim într-o proiecție, într-un vis. Nu e adevărată realitate. Asta, acest joc îl avem la moarte. La moarte nu știm dacă suntem în vis sau trăim. Nu ne dăm seama. Că am pățit-o la München. I-am crezut că am murit la München. Da? Da. Și la fel ca în satul respectiv, când mergeam prin livezile acelea. I-am crezut că am murit. Pentru că nu-ți dai seama când mori. Vezi, auzi, înțelegi. Ești la fel ca acum. Nu ai nicio diferență. Da, dar Poți nu să. poți să-ți dai seama că nu te vede nimeni, că atunci nu te vede nimeni. Nu-ți dai seama. Dai seama decât dacă, spre exemplu, face așa cu mâna și trece mâna prin obiecte, Mobilă. prin Da, mobilă, da. prin ceva, atunci îți dai Da. seama. M-a pățit Valeriu Popa. Am povestit că a Da. venit la sărbătoria, nu știu cât luni sau ani de la moartea lui și eram acolo cu el și am văzut când a venit și purea să deschidă ușa și trecea mâna prin clanță. Tot timpul, după Da, care da. a înțeles și a intrat prin ușă. Parcă era omul vizibil. A trecut prin ușă. După aceea Da. a participat, a vrut să se lase, era un fotoliu, cineva se ridicase pe fotoliul ăla și a vrut să se lase el, dar se ducea în jos. El stătea deasupra pământului. Da. Și când lasă și de tot, el a vrut să intervină, a început să țipe, că el vorbea răstit. Eu îl vedeam că el țipa, ăia nu auzeau nimic. Și el era nemulțumit și le spunea că nu e bine ce spuneți, nu e adevărat ce spuneți și le spunea altceva, dar nu a auzit nimic. După care și-a dat seama că și a tăcut și au făcut o fotografie, v-a spus că fotografia am văzut-o. Deci după ani de zile am văzut fotografia și apare în fotografie cum l-am văzut eu. Deci era în spate era ușa, în fața ușii, s-au strâns ca așa ca un grup și el a început încet, a făcut un efort să devină vizibil și era o formă de lumină ca Da, formă de da. corp. Dar nu se vedea față și mai departe, în spatele lor era acolo. Deci a făcut un efort să fie vizibil în camera de fotografiat. Și eram în dreapta lui. Asta este. Deci, orice om poate să aibă aceste calități, sunt naturale, este natura noastră, dar trebuie să facă restrângerea asta să se deplaseze, să detașeze, dar nu hazardat prea mult, nu exagerat prea mult, trebuie să păstreze o măsură, o bună măsură a lucrurilor, nu să nebunească după asemenea experiențe. Experiențele astea ți le dă Dumnezeu natural, nu trebuie să le cauți tu în măsura în care tu te desprinzi. Da. Adică trebuie să trăiești o viață în care tot timpul să nu te duci pe să te atașezi prea puternic de fericirile acestei lume. Atâta trebuie să faci. Da? Eu când eram mic nu mâncam cu lunile sau poate cu anii, când stăteam și mă gândesc, băi, eu n-am mâncat niciodată. Nu mâncam deloc. Și părinții mei au zis că ăsta nu are principiu, nu are
simțul de a amesteca. Deci mă credeau prost. Da. Sau mă uitam la soare și în partea stângă a soarelui vedeam un alt soare. Dar eu nu mă uitam la soarele alea, eu mă uitam la celălalt soare, că era Da, Dumnezeu. Mă da. uitam la Dumnezeu. Sau tot felul de ciudățenii. Când făceam baie, era un ritual foarte puternic pentru mine. Eu aveam sentimentul că se purifică corpul și câmpurile. Deci la baie, în apă, se purifică câmpurile. Dar Da, trebuie da. să știi lucrul ăsta, că se purifică Să câmpurile. fii conștient. Deci eu când făceam baie, era miracolul miracolilor. Era ziua cea mai măreață posibilă. Pentru Da, că da. simțeam că se curăță câmpurile. Toate problemele mele, tot ce nu era în ordine la mine se curăța. Apoi, întotdeauna, eu am fost cu mama la bucătărie, am făcut treabă, întotdeauna, am ajutat-o, întotdeauna, m-a luat acolo și luându-mă acolo, am învățat de toate să fac. Da, Da? da, da. Și îmi plăcea foarte mult să pregătesc mâncarea. M-a luat la spălat rufe. Eu, benevol, pentru că eu aveam nevoie de energie ca să pot să călătoresc în alte spații, făceam curățenie zilnic în casă. Deci eu curățam, spălam, ștergeam praful, deci totul aranjat. Și ciucurii de la covor erau între pereți, așa, știi? Și pieptenam cu un pieptene, deci eram o nebunie. Da? Mă duceam la cumpărături, mai și învățam. Sâmbătă mă duceam și spălam casa scărilor. Spălam casa scărilor și măturam în fața blocului și măturam în spatele blocului. Deci mă punea nimeni să fac așa. Păi eu de ce făceam chestia asta? Păi eu dacă nu făceam chestia asta, nu mai puteam să mă duc în lumea de Îți luai dincolo. de, la, de fapt bilet, îți luai bilet Deci pentru eu l-am dincolo. bilet, da. Da. Măcar era cu energie subtilă. Deci ce am povestit în cărțile astea, așa am făcut. Eu am Da, explicat da. cum am făcut. Nu e din cărți, eu nu știu cum alții au făcut. Mai mult în 89 aveam impresia că toată lumea face asta. Că Da, toată lumea sigur. călătorește, că toată lumea s-a dus și a vizitat extraterestri. N-am Da. știut. Bine, când am povestit unui coleg la școală, a zis că sunt nebun. N-a crezut nimeni, nimeni nu crede, nu credea. Dar real m-am dus acolo. Numai domnul Farcaș a zis că stai puțin, că pe lespede aia s-au dus mii de oameni. Și credeam că sunt singur. Da. Deci au răpit și au pus acolo. Deci aceste ființe extraterestre pe care am văzut eu erau extraordinar de bune și de blânde. Eu, fiind pe planeta lor, pe lună, era luna, Da, mi-am zis da. că se vedea pământul de o frumusețe deosebită. Mi-am zis, mi-ar place să văd un duhovnic aici, la nivelul de blândețe a acestor ființe. Aveau, nu pot să zic, o amestecătură de bunătate, blândețe și milă, îngăduință, Dar înțelegere și fermitate, și vezi? fermitate. Păi că am vrut să văd și eu pe Da. femeia din stânga și în Da, momentul ți-a ăsta rămas de... un singur dor aia. Ai plecat cu un dor de acolo. Da, am plecat cu un dor. Vorba lui Eminescu. Mai am un singur dor. Da. Ei nu te-au lăsat. Nu m-a lăsat să văd. Și aici este problema de fizică. Aveam două corpuri. Un corp era acolo pe planetă și corp care s-a deplasat după aceea, s-a făcut fire de lumină, s-a dus înapoi și a luat în posesie, tot așa, în 20 de minute, corpul. Eram la capătul parcului Iore când am intrat în prin vârful capului, am stat la stop, după care ziceam, măi, dar ce mă fac că nu se pot să cobor? Eu nici nu m-am gândit că nu era nicio problemă. Mergeam câte stații puteam și mă întorceam înapoi. Nu m-am gândit Da. așa. Eu am zis că vreau să cobor. Și mi-a luat un timp, am forțat, picioarele nu le-am simțit, mâinile am putut să le simt și m-am învârtit așa și m-am întins și am luat bara verticală când s-au deschis ușile și mi-am aruncat picioarele în față. Oamenii s-au întors toți, au zis, băi, ăsta a intrat normal, s-a urcat în trolebus și acum a coborât ca un om care nu are control pe corp, pe picioarele. A Și coborât ca am un rămas paralizat. acolo cu copacul în braț. Asta 10 minute cu copacul în braț. Se uita trecea lumea la mine și zicea, bă, ăsta e nebun. Copacul în braț. Păi ce să fac eu dacă nu puteam să merg deloc? Iar după aceea m-am dus acasă și nici nu m-am mai gândit și am uitat. Și mă gândesc că orice om dacă se duce pe planetă se gândește și el, mă, ce miracol s-a întâmplat. Nu. Eu până seara m-am comportat și nici n-am spus la nimeni.
Pentru că nu aveam comparație. Neavând comparație, nu știam ce mi s-a întâmplat. Da. Abia după 89 am văzut o carte care vorbea despre globulețe și atunci mi-am zis, gata, înseamnă că nu sunt singur. Am mai văzut și alții globulețele respective. Da. O nebunie. Și asta cu trecerea în spațiu paralel sunt foarte, foarte ciudate. Eu am fost într-o excursie în Turcia și mi s-a întâmplat o chestie ca în Olandezul Zburător și a fost pe pământ. Stăteam la coadă să intrăm cu tot grupul. Erau vreo 45 de persoane în grup și erau și oameni în vârstă cu baston. Oamenii aceia Da. nu puteau să dispară imediat. Și eram la Sfânta Sofia, la moschee, da, să intrăm acolo. Și erau multe, multe grupuri, pacheboturile venise cu grupurile lor și erau multe cozi. Și eu m-am întors, să zic, 5 secunde. M-am întors, mă uitam așa și am văzut un tânăr îmbrăcat în costumul lor național, așa cu roșu, cu turcafez din ăla Da. roșu, care împingea un căruț cu alviță. Și era foarte pitoresc să mă uit la el. Și am zis așa, 1, 2, 3, 4, 5 și a dispărut grupul. Când m-am S-a întors, hipnotizat. nu mai era nimeni. Nu m-am întors, m-am învârtit peste tot, nu mai era niciun grup. Cum se poate să dispară atâția oameni, 45 de oameni, să ia la fugă că nu se poate? Și cu Da. aia bătrân ce faci? Tot mai vedeai unul. Unu, a dispărut toți deodată. Deci, nivelul tău de desprindere mental creează situații să te scoate din planul paralel și Da. schimbă situații de viață, schimbă într-o formă cu aia, nu vine să crezi. Deci, lumea aceasta nu este o proiecție. Noi acordăm prea multă atenție și o luăm lucrurile în serios, dar este o proiecție. N-ai voie să o iei în serios. Și am căutat, am intrat cu un pachebot, deci cu oamenii care erau la pachebot, am intrat acolo, am intrat în biserică, în moschee, da? Și m-am plimbat acolo o jumătate de oră, nu am găsit pe nimeni. Deci am zis, mă, ce fac, cum ajung eu? Trebuie să ajung la hotel singur de aici încolo. Și uitându-mă așa, îi văd pe ăștia din grup, la etajul întâi cu ghidul. Știi? Dar înainte de lucrul ăsta, am găsit două persoane pierdute, exact ca în Olandezul Zburător, într-o lume necunoscută, care erau debusolați, deci parcă Da. fusese în Triunghiul Bermudelor. Deci Triunghiul Bermudelor, sigur. Eu Da. ajunsese acolo și mi-au zis așa, deci doi oameni în vârstă, normal la cap, îmi zic, nu știu cum am ajuns aici, nu știm unde ne aflăm, știi? Deci nici Da. măcar nu puteau să prelucreze că ei sunt într-o moschee. Deci se uitau și nu mai aveau și au pierdut memoria complet. Da? Deci îți dai seama ce le-am făcut. I-am scos Da. de Da. acolo, i-am anulat și i-am pus în altă parte. Și erau depusolați, după care i-am luat de mână și i-am zis, haideți, veniți cu mine, mergem la grup acolo sus, dar ei erau speriați. Ei nu știau cine sunt, ceva s-a întâmplat cu ei. Și am stat lângă ei un timp până când și-au revenit încetul cu încetul și întreba mereu, acum este mai bine? Știți unde ne aflăm? Ce vedeți acolo? Știi? Este cupola acolo. Ce vedeți pe cupola aceea? Știi? Și încetul cu încetul și-au revenit. Deci vezi ce puternic este. Bun, te ieși din spațiu din lumea aceasta, știi? Dar uite pe ce, în ce situații îi pui pe toți. Lumea aceasta Da. este iluzorie. Nu sunt oamenii acolo. Noi jucăm într-un teatru divin, într-un vis, suntem personaje într-un vis. Păi dacă iei un grup și îl scoți așa, îl volatilizezi, păi sunt oameni acolo cu viața lor proprie, ei scos tot, ei scos din istorie. Ei nu mai Da. există. Și acum pune-i la loc dacă poți. Eu de unde să știu? Tot Ne-am pe scos. aia. După aia. Așa am pățit când am venit la fluviul de gânduri de dincolo. Ăia erau blocați toți în mișcarea lor, nimic nu se mișca. Era mort. Era un oraș înghețat. Păi spune că m-am speriat, eu cum îi pun pe oamenii ăștia la loc? Același lucru l-am pățit în 89 când a venit o stafie, că eu nu credeam că există stafie, dar am văzut stafie. Era un cearșaf care era strălucitor, alb strălucitor, format din steluțe care pulsau așa tot timpul, deci nu era oricum, știi? Era Și un cearceaf. nu era un cearșaf obișnuit. Și a intrat între mine și țiganii respectivi, dar când a intrat, el a coborât 10 etaje, eram la parterul unui bloc, a trecut prin planșee ca prin brânză. Cel când Da. a plecat tot prin planșee, s-a dus în sus. Deci sunt indiferenți. Dar eu făceam același lucru. Eu când eram micuț și eram globuleț, mă plimbam, eu treceam prin sobă.
Era cea mai groasă, că era și zidul gros, dar eu treceam prin sobă. Da. Deci treceam, mă duceam în camera de celălalt, eu ieșeam afară, mă plimbam pe afară, nu aveam treabă. Stătea corpul acolo, știi? Nu aveam treabă cu corpul, știi? Nu mă interesa corpul. Nu știu ce mă atrăgea și mă aducea înapoi în corp, ceva se întâmpla, nu cunosc fenomenele. Da? Dar eu Da, tot timpul da. n-am stat în corp. Au venit două rude de ale mele de la Severin și mi-au dus în parc cu 20 abuz cu căruțul. Și am făcut pe mine și râdeau de mine. După, nu știu, 30 de ani de zile i-am spus, ați râs de mine. M-ați dus în parc acolo și râdeați de mine. Păi, și au amintit și au zis că nu se poate, că tu erai bebeluș. Ei, eu am bebeluș. Stăteam deasupra și știam tot. Deci bebelușii nu sunt chiar bebeluși. De-aia explicăm noi și povestim că, de fapt, ei atacă absolutele de la Da, părinți. da, da. Ei se sacrifică pe ei, își pot face viața nenorocită ca să poată să distrugă la părinți. Dar, de fapt, unii pentru alții. După aceea, ei devin părinți, da? Și copiilor fac același lucru, că trebuie să distrugă același tipare care le-au primit moștenire. Deci, Da. asta este, ca să fie viața frumoasă, noi trebuie să ne distrugem idolii. Fără idolii aceștia, viața nu se schimbă. Avem preconcepte, avem idei fixe, nebunii, știi? Suntem radicali, intoleranți, nemiloși, cruzi, răi, răutate. Răutatea de aici vine, de la idol. Asta este. Și, deci, intri în situații de acestea și noi luăm lucrurile. E foarte frumos să călătorești în timp, să te duci în trecut sau în viitor, este super. Dar înțelegi, sau în pace paralel, dar înțelegi că lucrurile nu pot fi luate în serios în halul acesta al nostru, să ne luptăm, să ne batem, să ne Da. întristăm, să ne certăm, să ne urâm, nu, că pe cine te cerți? Uite, să zicem că sunt certat cu unul din grupul ăla și ăla a dispărut cu grup cu tot. Ce se întâmplă cu cei doi? Pe cine m-am certat? Cu cine m-am certat? Nimeni. Eu m-am certat cu nimeni. N-are rost, nimica este fără rost. Noi trăim într-o visare și personajele din visul nostru. Gândește-te, de exemplu, că visezi. Visezi și personajele din visul tău încep să se certe acolo. Și tu ce faci? Și le zici, bă, fiți atenți că eu sunt șeful Zic că aici. eu mă trezesc acum. Eu Mă acum mă trezesc trezesc. acum și anulez, dispăresc cu tot. Ia mai tăceți din gură. Cam asta este situația. Și pe de altă parte, noi suntem el, supa aia de. Dacă punctele le-au intrat în mine, noi suntem el, fiecare Da. din noi. Că a spus cineva, dar să nu mai zic că suntem o parte din el. Cum să fim parte? Că suntem ca la hologramă. Deci, soarele la mare este îngrămădit în sămânța cea mai mică, care este a arborului sequoia. Arborul sequoia este mai Da. mică decât sămânța de muștar. Mică, mică de Și tot. inedita Sau mai mac, copacul. de mac. Da. Și dito mai copacul. Îți Da. dai seama ce program era acolo? E divinul acolo întreg, pe cine lucrează acolo și le pune în funcțiune. El e peste tot. Noi călcăm pe el, mâncăm pe el, noi suntem el. Nici Da. măcar eul ăsta nu este al nostru. Este ideea că suntem un eu separat care este tot al lui. Totul este el. Da? Și noi suntem ca niște teroriști care i-am luat locul. I-am luat casa. I-am luat, care tot ziceam, i-am Da, luat casa, este i-am luat tot. proprietatea și zicem, acum eu sunt șeful aici. Și ăsta și se uite serios. Și hai să vedem ce faci. Da. Îți iau casa și să bag într-un cimitir acum? Ce interesant este. Până și cu ăștia, că ăștia prezintă lucrurile care. Deci, ca și când noi am fi niște un eu separat. Da. E Așa tot prezintă, o că treci fire. acolo Da. și ajungi la acolo. Păi tot divinul se duce și în iadul întâi cu personalitatea respectivă ca să-i consume. Nebunie, tot el se duce în iadul 2, el în toate pozițiile. Da, Nu e da. ceva, nu poți să existe o compasiune. Nu ai ce regret să vadă. Că dacă el în toate pozițiile, tu nu contezi, nu înseamnă absolut nimic. Ești el. Și deci, la începutul Universului, eram el, eram acea formă imensă, care era ca un bob de fasole sau ca un copil în burta mamei, ca un fetus. Stăteam așa. Deci eram una cu el. Păi dacă eu simțeam că sunt una cu el atunci, păi care e diferența? Și la un moment dat m-am trezit și eram plictisit de atâta nemișcare și am vrut mișcare. Și am desfășurat așa un proiect și mai departe. Deci eram el. Când m-am urcat pe torul acela, tot el eram. Da. Am creat universul și mai departe. Deci noi suntem el.
Deci toți ăștia, toată omenirea și tu și fiecare din noi suntem cei care au participat atunci la facerea Universului. Noi suntem El. Fiecare din noi conține aceeași viziune, aceeași imagine. Fiecare din noi s-a urcat pe tor, da? Pe pânia aceea și fiecare din noi s-a trezit din amorțirea aceea, fiecare din noi a creat acest univers. Deci noi avem impresia că suntem separați, dar noi suntem aceeași ființă. Atunci, dacă îmi trece pe minte acum, oare nu crezi că ar trebui acum, mai ales că am ajuns la nivelul ăsta, să schimbăm felul cum ne adresăm și să nu mai vorbim, să vorbim decât de oameni. Noi oamenii avem asta de făcut sau avem asta sau eu știu cum manifestăm noi, Da, exprim. ca indianul acela care vorbea numai cu noi, nu spunea eu. Da, adică mă gândesc că oricât vom spune noi de acum încolo de bărbat și femeie, tot va fi o împărțire. Dar frumos ar fi dacă am spune eu, exact cum a Eu, pățit colega noastră, da? Colega noastră cu porumbei. Când a venit tatuatul și a zis, femeie, tu nu dai seama că eu te țin pe tine? Nu e șocant. Deci modul de adresare, deci a vorbit din poziția divină și a tăcut, a terminat tot. Am putea să încercăm lucrurile astea, să vorbim în poziția lui Dumnezeu, știi, ca așa când am fi El. Că privilegiul de a spune eu nu-l are decât El. Da. Nu știu cum am putea să facem, am încercat. Am spus, dar nu am făcut, să încercăm să facem. Poate ne trezim că zburăm. Și după aceea, cum ne aducem înapoi? Păi, ar fi și interesant că am zburat în stol acum. Da. Nu mai zbor singur. Da, ne va aduce în 15 minute, ne aduce înapoi. Deci dacă nu folosești metodă 15 minute, dacă folosești metodă, o pățești. Că sunt ființele astea întunecate și dai de ele și ți-a locul. Păi îți dai seama că e o metodă și n-am mai avea nevoie nici de media, nici de internet, nici de nimic, că Da, ne-am n-ai putea, nevoie. uite, să ne întâlnim în tabere așa, doar. Da, se poate. Eteric sau și te recompui acolo, se poate. N-ai nevoie Ne să mergi cu teleportăm. mașina 8 ore. Da. Noi acolo sus ne mișcam foarte repede, cu viteză foarte mare. Și se poate că poți să faci niște exerciții. Eu am dat în Shangri-La, am dat niște metode. Dacă exercițiile alea sunt practicate continuu, poți să te deplasezi sau poți să că te deplasezi cu dublu eteric, cu ființa aia care stă lipită de la 40 de centimetri de tine, este ca un fum. O copia ta. O copie a ta, că ce mișcare faci, tu faci și el. Știi? E o copie ca o umbră. Știi? Dar stă deslipit de tine, nu stă lipit de tine. Așa, și te duci cu ăla. Te duci cu ăla și poți să vezi la distanță, poți să vezi orice, dar nu se dă această putere decât omului care este dezlipit, pentru că dacă vede, se poate supăra. Poate să vede lucruri, se poate supăra. Exemplu, Ilie Cioară era în închisoare, s-a dus acasă și a văzut ceva cu soția lui, după care s-a divorțat. Deci, nu poate să-ți dea această putere decât omului care are atât de multă îngăduință și înțelegere, încât dacă vede lucruri din acestea dramatice, să fie indiferent. Nu numai asta, dar îți dai seama că, cum auzi tu, tot ce se gândește în jurul tău, știi, omul de rând să audă asta, nu i-ar conveni. S-ar bate cu toți pe acolo, s-ar... Da. Și poți să, nu știu, poți să critici, poți să nu accepti, să îi poți face un șoc, știi? Cu un om pe care îl cunoști, uite ce face, știi? Eu am pățit chestia aceasta și am spus-o în Shangri-La. Am spus că am fost la cineva în cameră și am văzut, s-a ridicat un ecran în fața mea. Ecranul ăsta, exact același ecran, eu l-am mai văzut în lumea de dincolo înainte de a ajunge Lumea la din prag. dincolo. Adică, da, în lumea de După dincolo. ce murim, da. Nu, 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 nu. Eram Nu după ce murim, acolo că și ni s-a arătat viața. m-a luat în viață și m-a dus printre două ființe eterice care nu au formă. Alea sunt așa, cele care țin toată istoria ta personală. Adică toate ființele au acolo o bază de date, știi? Și când treci e ca la scanner, când treci printre ele, îți apare, te oprești în capătul scannerului, celor două Asta vor ființe, să facă și ăștia acum. da?
Și se apare în fața un ecran și vezi pe ecran Da. acela ce ai pus în viața precedentă și el spune, uite, acum intri în altă viață, dar pentru Ah, că ai ok. fost nu știu cum în viața cealaltă, nu este grozavă viața în care intri, Da. dar vei putea să progresezi foarte mult spiritual. Asta mi-a spus mie. Și asta s-a întâmplat, am intrat în camera respectivă și s-a deschis acel ecran. Am văzut tot ce s-a întâmplat în cameră înainte, așa, dar nu am spus decât faptul că am văzut și atunci doamna respectivă a zis înseamnă că ești foarte tare dacă ai putut să accepti ceea ce ai văzut acolo. Și Da. într-adevăr aveam o stare de indiferență, știi? Deci nu, deci numai cel care nu poate să acuze poate să vadă Da, asemenea. da, da, da. Adică care nu ia lucrurile personal, care nu este afectat de nimic. Altfel nu, altfel nu-ți vine să crezi și ataci. Da? Da. Deci calitățile acestea trebuie, orice om le are, dar trebuie să se ducă în jos, nu în sus. Dar Bun, nu dar prea mult. la întrupare, dacă ai vrea, sau măcar la nivelul ăsta, dincolo de prag, ai posibilitatea să schimbi ceva în viața care ți se arată că o să o ai? Adică poți să zici, nu știu, dăm mai multe sau eu vreau altceva? Nu, Eu nu am ai. cerut, am spus, dăm greutăți cât de mari poți, nu am cerut plăceri. Deci cei care vin de la prag, pot să, dar nu face niciun asta. Pot să ceară ce vrei, ce vor ei. Pot să fie oamenii cei mai bogați din lume. Dai Da, seama. de pe barba lor cum ar veni, că știu că pierd. Deci aveam puterea să cer Da. orice, să fiu cel mai bogat om din lume, stăpânul lumii sau ce vrei să zic, Da, nu da. știu, și mi se dădea. Dar nimeni nu-și permite să facă chestia asta și am cerut când mi-am multe greutăți. De ce? Avem și noi o problemă, că ne ia și ne recirculă. Nu ne ține tot timpul acolo. Dar din faptul că nu suntem continuu într-o stare de desprindere și trebuie să venim aici cu bucurie, fiecare abia așteaptă să vină aici, să obțină această stare de respingere a atracțiilor vieții și de a spune da la greutățile vieții. Deci Da. toți cei care venim de acolo vrem greutăți cât de mari se poate și nu vrem fericiri peste o anumită limită. Deci exact cărțile mele, ce spun în cărțile mele, sunt toate concepțiile din lumea de Da. dincolo. Da. Exact ce am învățat noi acolo, nivelul la care am ajuns noi. Deci nu sunt cărți așa obișnuite, nu sunt din minte. De aia să le rogi pe doamnele acelea să facă un efort să le înțeleagă, pentru că ei își vor schimba destinul, își vor schimba copiii, situațiile dificile se vor schimba. Uite, miracole, cum s-a întâmplat cu Florentina. Da. Am povestit noi astăzi, în emisiunea de astăzi cu Florentina, un miracol, că ea nu credea că Winfried o să mai îi spună, să mai vorbească cu ea, în condițiile în care el i-a zis că gata, am terminat total, nu mai discutăm niciodată. Când a zis niciodată, așa a crezut ea. Și era foarte amărâtă și a zis nu, că nu o să mă mai caute niciodată. Și acum, cu puțin timp în urmă, i-am zis, acum sună-l, acum scrie-i, știi? Am zis că trebuie să-l scrie. I-a scris și a început încetul cu încetul să își revină și acum recent i-a spus că ce frumos ne-am simțit împreună și abia aștept să te văd, ceva în genul ăsta. Deci, fantastic. Păi m-a făcut să și plâng. Da, Deci n-am uite, plâns, păi, m-am chinuit. da, vezi, Marius, ce înseamnă că dacă se înțelege și cum e cu energiile despre care tu tot ne-ai vorbit în atâtea emisiuni, că doar n-ai vorbit degeaba, că n-aveai tu ce să faci și tot le repetai, pentru că e foarte mare importanță să pierde foarte multă energie pe acolo. Și ce fantastic e să călătorești în timp, să te duci, să vezi în viitor ce urmează să se întâmple, chiar să dispară oamenii, știi, și asta e interesant de ceva inedit, pentru că înveți că nu mai poți să iei lucrurile prea în serios, este o visare aici și nu e nevoie să iau lucrurile personal, nu e nevoie să te superi, că nu ai pentru ce să te superi, da? Da. Și devii mai îngăduitor, mai înțelegător și mai relaxat, viața este mai frumoasă, mai luminoasă. Asta și contează foarte mult. Suntem în visare. Suntem personaje într-un vis. Și anul trecut am pornit cu o emisiune cu Gabriela despre visător. Da.
Și acum sunt, dacă pot să corectez cărțile acelea, că nu sunt stare, n-am Da, timp deloc. sigur, nicio problemă. Acolo am discutat despre viitor, am încercat să ne jucăm. Noi facem, de fapt, un brainstorming. La noi informația nu e o chestie definitivă, cineva o știe. Nu, noi înșine o experimentăm. Da, Noi înșine sigur. suntem și experimentatori și cei care povestim experiențele prin care am trecut și înțelegerea care am ajuns și apoi ne ajutăm. Unul ajunge să aibă o anumită înțelegere, o pune în comun cu ceilalți și așa mai departe, să funcționăm ca un corp care se crește împreună. Școala iubirii, într-adevăr, este excepțională și, după părerea mea, este singura, este prima școală, este prima învățătură care n-am, că nu e a mea. E venită de la globul ăla mare și așa mai departe. E prima învățătură în care nu e polarizată. Toate Da, scripturile sunt da. polarizate, zic numai așa, toate învățăturile lumii, toți înțelepții, maestrii și mai departe sunt polarizați. N-am întâlnit niciodată să zică și plus și minus și așa e bine și așa e bine. N-am întâlnit decât la acel reprezentant al din conducerea lumii. Numai acela mi-a zis lucrul acesta. Da. Și real, și l-am văzut, și era un om real. Și n-am înțeles și nu mi-am dat seama că, de fapt, ăsta este nivelul la care trebuie să ajungem noi. Când vorbim, să nu zicem că nu mai e așa, să zicem și inversul. Adică să zicem, da, te lovește din față pentru că ai un orgoliu foarte mare de materie, dar te poate lovi și când ai un eu foarte mic ca să te determine să ai o atitudine și să răspunzi. Da. Deci ambele poziții, deci ai orgoliu și din spiritualitate și din materie, ambele sunt egale. Să nu zici că numai smerenia, cum spun duhovnicii noștri, numai smerenia, numai smerenia. Păi stai puțin că dacă absolutizezi smerenie, au făcut cancer duhovnicii noștri. Da? Da. Sau alte boli din astea grave. Brusc. De ce? Nu ai voie. Nu ai voie să... Că se pierde energie subtilă pe polarizare. Deci să fim atenți la polarizare. Noi până acum am fost ca fraierii. Și noi în școala iubirii am fost polarizați, dar în mijlocul unei lumi care este nebunită de materie, a te duce spre puțin este normal. Dar dacă te duci spre puțin și absolutizezi puținul, te trezești că devii radical cu Da. școala iubirii în mână și nu mai poți să-i suporți pe cei care și te crezi grozav și te ridici pe tine. Da? Și se vede asta, că începi să îi corectezi pe ceilalți și nu mai merge. În clipa în care începi să-i corectezi pe ceilalți, înseamnă că tu ai absolutizat spiritualitatea și devii diavol cu spiritualitatea în mână, cu școala iubirii în mână, interiorul școlii iubirii. Și sunt oameni care fac chestia asta în școala iubirii. Deci Da. trebuie ei să fie atenți că vor cădea cu toate preceptele acestea ale noastre absolutizate. Nu e nimic absolutizat. Deci în momentul în care te duci prea, te îndepărtezi de materie prea mult, ai nevoie de materie. Apare un fel de foame. Deci, stai tu, gândește-te dacă ai putea să stai tot timpul într-o stare din asta de desprindere. Mult timp, mult timp. O să vezi că apare un fel de tristețe. Păi sunt, văd pe Dumnezeu peste tot, nimic nu mai se pare interesant, Asta nu mai are rost. nu mai are rost, nu mai fac Da. nimic, viața mea și Da. te stingi. Nu? Și când a apărut starea aceasta, ai nevoie să te duci spre materie. Oricum te va arunca în materie, te aruncă în materie. Deci, binecuvântați suntem noi, că chiar dacă că suntem oscilanți, deci calea ideală este asta, a oscilării, a Da. balansului. Te duci spre non-dualitate, începi să vezi pe Dumnezeu peste tot, te limitezi tot timpul, dar după care te aruncă înapoi în materie și vei uita. Și vei uita. Păi este idealul. Eu zic că este... Deci, așa viața cum este, nu-i nimic de reparat la ea. Nu-i nimic. Totul este bine, perfect, Dumnezeu joacă toate pozițiile și poate să vină un moment când zicem, ah, așa este. Și uite, este o stare de binecuvântare, o stare de relaxare, de liniște, de pace, că eu îl văd pe Dumnezeu peste tot. Să nu crezi că rămâi acolo. Da. Te aruncă după aceea și vine un conflict din față. Conflictul care vine ca să te scoată din starea aceea și zice Dumnezeu, ce, vrei să zbori? Ia vină tu aici, că eu sunt și aici. Și te bag în conflictul ăsta și vei uita. Și vei uita și vei lupta acolo. Și după ce s-a consumat conflictul, stai să te gândești, păi stai puțin, că eu credeam că sunt în nori, că totul este foarte frumos, că iubire peste tot și uite-te, m-a pus să lupt. Am zis că, uite că aici nu este păcat și mă trezesc că fac păcat. Da. Deci în momentul în care zici, pui pe primul plan nepăcatul, vei face păcat.
Deci orice om care face chestia, din cauza asta, cei mai păcătoși sunt ăștia care zic că sunt credincioși. Da. Că ei, cu cât sunt așa mai scorțoși, știi, și mai zic că luptă pentru adevărul, pentru dreptatea și pentru regulile respective, știi? Uite, domnul Siminescu a murit din cauza asta, deci regulile duc la moarte absolutizate, sunt reguli umane, nu sunt regulile divine. Care este regula divină? Balansul. Adică și Da. plus și minus. Asta este, de fapt, principiul fundamental al lui Dumnezeu. Balansul. Nici așa, nici așa. Asta este regula fundamentală. Nu numai regulile bisericii. Că atunci te trezești că te devii radical și Dumnezeu te oprește. Stai puțin că tu ai mânie, ai furie, tu nu iubești oamenii, n-ai învățat nimic. Te-ai dus 70 de ani de zile, te-ai dus duminică de duminică, 60 de ani. Te-ai dus la biserică și uite ce ai învățat. Ai ajuns să te lupți cu mine. Eu care am venit în fața ta sub formă unui țigan. Eu țigan, te-ai luptat cu mine. Da? Și mai departe. Omul care ai fumat pe stradă sau luat de el, ai pus regulile pe primul ce ai nebunit. Nu se pot pune. Și Dumnezeu a zis, nicio regulă că vin și te distrug. Și îți ia viața. Deci e pericol imens. A pune idolii ăștia pe primul plan, idolatria asta, virtuții idealului principiu. De vezi care etichetă pozitivă, diavolul. A le pune pe primul plan, sunt de nenorocire. Nu scapi. Nu scapi, te lovește și se te lovește cu moarte. Și ce fel de moarte e la Domnul Simonescu? Leucemie. Asta ce înseamnă în traducere? Păi tot timpul el a pus regulile pe primul plan, idealurile. Păi cine Da. te-a pus să pui regulile pe primul plan? Uite-te și tu, ai ajuns să ai mânie, să ai furie, să ai ură pe oameni, să nu poți să-i suporți. Nu știu pe unde este acum. La început, în cele 40 de zile, a zis iubire. Credeai că nu o să ne mai vedem? Ai avut dreptate. Este foarte frumos aici. Deci probabil că era într-o zonă frumoasă. Dar nu știu. Ce calcul a făcut Dumnezeu, cum a echilibrat lucrurile Dar până parcă la spune urmă. undeva că până la 40 de zile nu prea te duci pe unde trebuie. Te mai Probabil ține pe că, niște da, nu s-a dus locuri. prea sus, da, cine Ești știe. în vizită, te ține pe în vizită, nu știu pe unde. Și Da, te apoi duce și se arată hotărăște. etajele Și pe urmă îți hotărăște. Știi, te arată luxul și pe urmă ce aia, nu nu, că știu. nu ești Da, aici. nu știu. Trebuie să fii aici cum trebuie, aici să ai îngăduință, înțelege față de oameni. Da? Și neîngăduință. Adică când sunt oameni care trebuie să ai și fermitate, știi? Să nu te calci în picioare, că prea mult... Ai văzut că sunt doamne acolo în grup la tine care au o tristețe, vai de mine. Imposibil. Nu este acolo, este lipsă de viață. Se Da, sunt stinge. Se sting devitalizate, oamenii, se da. stinge familia, se stinge totul acolo. Nu. Trebuie să reușești să spui nu în anumit moment și să Dar eu cred spui... că nu, ăsta se spune, Marius, când îl simți. Probabil că îl simte, ele îl simt și îl înăbușe cumva. Și Că, năbușe, da. adică, busola lucrează, Dumnezeu ne dă imboldul. Și Când se mânia spune izbucnește în Dumnezeu, ele, adică explodează da. acolo, în interior. Implozie, da, e. Implozii, fac implozii și sunt Da, absolut wow. urâți. Nu e normal. Când văd, este exact să se vadă filmul American Beauty, recomand la toată lumea. Da. Acolo să vadă ce înseamnă depersonalizare. Era un om religios, acolo, nu Da. știu ce a fost el, colonel în armată, a făcut instrucții numai în noroc cu băiatul lui, că a fugit de acolo și nu stătea acolo și a privit viața altfel, dar pe soția lui a nenorocit-o. Deci stătea la masă, nu mișca nimic. Nu mișca, un dege nu mișca. Deci era depersonalizată, parcă era o păpușă, fără viață. Da? Și el cu regulă. Și l-a și omorât pe omul acela, pentru că lui i s-a părut nu știu cum, și el îi ura pe homosexual și mai departe. Da. Înțelegi? Deci ură venită din religie. Foarte frumos explicat și înțeles lucrurile. Deci, în situația asta suntem cu toții. Să nu ne ducem, să nu punem regulile lumii pe primul plan, religii și preconcepte, că fiecare religie are 1 milion de reguli, nu? Da. Și uite și la evrei sunt 600 de reguli și mai departe, nu? Și alte popoare, o încrângătură. Când am citit noi Vechiul Testament acolo, spunea câți metri să aibă, cât de lungime, Da, ce da, să da. facă ăla, care sunt tradițiile. E prea mult, nu se poate așa ceva. Da. Nu e Și normal. dacă avea puțin mai mult, ce s-a întâmplat? Da, și ca să ce? Ca după aceea să fie încălcate. Nimic din ceea ce era atunci nu mai e valabil acum, dar nimic, e Da, zero. da, Și la fel da. și la noi, tot ce pui pe primul plan, ce crezi că religiile astea vor rămâne, acum se distrug. Suntem contemporani la distrugerea religiilor. Praf se fac. Praf se fac. De unde vine? De la absolutizări, că dacă ei nu absolutizau,
aveau fundament. Religiile nu au fundament. Da. Cel puțin religia noastră creștină nu are fundament. Dacă oamenii nu sunt, adică nu pun pe Dumnezeu pe primul plan, ei pun binele lor pe primul plan pentru că au un salvator. Deci salvatorul este problema, că evreii ne-a zis, v-am dat salvatorul nostru, lucrați cu salvator, vă închinați la salvatorul nostru, deci vă deținem. Da. Dacă vreți să scăpați, închinați-vă la salvatorul vostru, creați salvatorul vostru, creați-vă salvatorul. Dar problema nu era de salvator, ci trebuie să te închini la Dumnezeu unic. Că ei sunt singurul popor care nu au salvatori. Toate popoarele au salvatori. Deci toate sunt robite. Și ce s-a întâmplat? Le-a dat puterea lor, le-a dat puterea financiară, Dumnezeu le-a dat puterea financiară. Le-a inspirat, le-a spus ce să Da, facă, cum să da. facă, Dumnezeu le-a dat inspirat. Păi asta este avantajul, să-L ai pe Dumnezeu deasupra. Renunți la salvator, îl ai pe Dumnezeu deasupra și atunci viața ta va fi dirijată numai de Dumnezeu. Asta este frumos și te eliberezi. Dar oamenii nu știu asta. Și nu cred că vor putea. Îi vor călca în picioare în toate formele posibile. Până când se va face, omenirea este condusă după Biblie. După Vechiul Testament e condusă. Se va face exact ce scrie în Vechiul Testament. Da? Și poate și în Noul Testament. Se va face ce scrie acolo. Totul este calculat din timp. Au spus chestia aceea cu nu, semnul fiare, nu știu ce. Păi, uite, inteligența artificială ce? Nu e fiara? Da. Când este folosită negativ, se poate fi folosită și altfel. Pe se pare că marele computer, care s-ar părea, nu știu, la Bruxelles sau nu știu unde este sediu, se numește The Beast. Fiara. Da. I-am dat un nume ca să le sperii. Ca să ne spună despre ce e vorba. Da, ca să înțelegem și noi mai bine că suntem proști. Da. Dar să știi că suntem foarte proști. Eu văd pe ăștia care scriu în articolele media cum critică, îi zic că sunt credincioși, apără ortodoxismul, îi critică pe stăpâni, dar ei nu înțeleg. Eu înțeleg, dar ce fel de credință ai tu că nu înțelegi că și stăpânul e tot Dumnezeu pe care îl critici tu, cu care îl lupți tu. Și Da. dacă lupți, ce fel de om ești? Nu ești diavol? Cine luptă și se apără? Numai diavolul se luptă și se apără. Cine acuză și critică? Numai diavolul. Deci nu e vorba numai de Știi că asta. am trimis o poză, cred că ți-am dat-o și ție, cu ăla, erau doi, unul omorâse pe altul și spunea, l-am omorât pentru că nu credea în religia mea plină de iubire și... Da, interesant. L-am omorât Da. pentru că nu credea în religia mea plină de iubire. Superb este asta. Da. Aia, mai spune încă o dată. De Ce? ce a blocat TikTok-ul filmul ăla? Ah, păi stai că nu știu acum dacă l-am dat jos, l-am pus din nou și i-a dat drumul. I-a dat drumul. Dar Dar de am ce plătit ca spunea? să-i dea Ce drumul. i-a dat drumul? Da, am plătit. Ai plătit ca să-ți dea drumul? A, Da. îți trebuie plătit, dacă altfel nu, nu ți-l dă drumul. Dar să știi că eu mă îndoiesc că ea, cine sunt acolo, că e afișul pus în limba română. Când avem un video, când punem un video, chiar dacă se vorbește în limba română, știi că poate să-ți apară subtitrare. Și înțeleg, când văd nume străine că vizionează și au dat like, înțeleg, bă, au înțeles ceva. Dar când am pus eu un afiș care nu e, n-ai cum să-l traduci, nu să înțelegi, și îmi vin atâtea like-uri de la niște nume străine, eu cred că le-ați niște fake-uri. Cum să înțeleagă ce am scris eu pe afișul ăla în limba română, niște nume de astea străine din toată lumea? Păi n-au buton de traducere? La afiș, nu. La Cum afiș, nu. traduci un afiș? Un afiș, nu. Sunt fake-uri, Poza e da. poză. La afiș, da. Nu Și eu știu. mă gândesc că plătești, spui că, uite, știi că poți să plătești în funcție de câte vizualizări vrei să ai. Și Da. ți-au banii și, pe urmă, dau ei inimioarele. Dar spunem ce a deranjat acolo? Ce a deranjat? Că se spunea că noi conținem toată puterea, nu? Asta i-a deranjat. Mamă, ce chestie. Da. Că toată puterea e noi și că ei nu vor să știe asta și ne țin lipiți prin Păi, materia. probabil inteligența artificială s-a supărat. Adică Da, înseamnă că da. numai în oameni e puterea și nu este și în ei. Și că ei Da, depind de poate. oameni. S-a supărat inteligența artificială și s-a blocat. Da, poate. Cam asta mă gândesc. Frumoasă misiune, ne oprim aici.
Bine, la cele 7 palate ale credinței ne oprim. Da. A, despre credință sunt curios. Mâine, când postul, îmi spui. Bine, Marius. Seara frumoasă. La revedere, mulțumim!